nu aveam nimic împotrivă să vină și să discute cu mine. Am spus că nu o să fiu o prietenă bună aici cu Bianca, sub nicio formă, dar discutat puteam să discut. Mihaela de multe ori a căutat să mă pună într-o lumină proastă. Este foarte răutăcioasă, din punctul meu de vedere, ranchiunoasă. Și nu m-aș vedea cu ea în afara emisiunii. Ție ți-a plăcut de Patrick, Mihaela? Nu-ți mai place de Patrick? Da, uite că îmi place, care e problema? Tu și când a venit Ionuț în casă, primele zile. Ce? Tu l-întrebai de Ionuț că ce haine și-au dus, dar tu flirtai așa, te uitai la el, ce haine și-au dus Ionuț? Eu flirteam cu Robert. Da. Este doar și de câte ori ai ocazia a râs în gura lui? Pentru tine sunt oamenii. Ionuț, să te uiți mai atent când au ei doi discuții, ca să vezi cum se manifestă iubita ta în preajma lui Robert. Întrebă. De sapă, pe la spate.
Bună ziua și bine ați venit în Gala Casei Iubirii! Oare egală cu eliminare? Oare egală fără eliminare? Oare au emoții? Oare nu au? Voi să fiți sănătoși! Ce flori drăguțe am! Perfect! Ce faceți? Aveți emoții? Vă gândiți? Gală cu eliminare? Gală fără eliminare? Vă doriți? Eu cred că o să fie cu eliminare. Bun. Da, am venit. Asta crezi, dar ce vă doriți? Ce-ți dorești? Un sandwich. Nu îmi doresc nimic, dar asta cred. Vrei sandwich? Aș vrea eu. La orange aș. Dar dacă e și eu aș vrea. Nu fac că n-am auzit. Dar cine are bagajul făcut în afară de Catinca? Adică așa cum l-a chitat. Și acum îl mai are făcut. Am auzit-o ieri, cum zicea, că... Quiz. Nu știu, când vorbea cu Cosmin am auzit. De ce stai cu bagajul făcut? Păi nu mai am nevoie de hainele alea. Avem frigul. E foarte frumos cum sunteți așezați. Nu, ce gen... este greșit? Laurențiu, Lorina, eu, Bianca, Robert, Mihaela, Radu, Jimmy Cristina, Cosmin, Catinca. A, nu e bine, Antoni cu Giulia. Da, Antoni cu Giulia nu prea să potrivesc. Nu e bine? N-am. Vreți să faceți voi schimb sau faceți voi schimb, dacă vă deranjez? Cred că e ok să stea așa una lângă. Ai înțeles nimic? Giulia cu Vlada. Bun. Nu o să vă anunț dacă este egală cu eliminare sau fără, să știți. Acum. Vă anunț puțin mai încolo, vă las așa. Dacă nu mi-ați răspuns, vă mai las un pic. Robert, da. Unde erai? În Valencia? La... Pe o plajă? La Ploiești? Unde? Aici, aici sunt. Mă gândeam. Unde erai? Când? Acum era... Făceați referire, cum că eu îl deranjez, că el la jocul ăla că a spus că eu stau aici degeaba. A, da, era degeaba, nu era de deranj. Dar nu știu dacă a fost influențat sau nu, că am ieșit la baie, dar nu mă interesează, indiferent. Cine crezi? Vezi, uite, eu am interpretat așa, tu ai interpretat așa. Cine crezi că l-ar fi influențat? Musca. Robert? Da. Tu acum unde erai acolo, vorbeai? Ce anume? Vorbeai? Unde erai acum acolo, vorbeai? Nu. Doar te gândeai? Gândeam, da. Am un material cu tine în care vorbești singur. Vreau să vedem materialul și vreau să-mi spuneți voi dacă își imagina că vorbește cu vreo una dintre voi sau ne spui tu dacă vorbeai pur și simplu singur. Cât de rău e, mă. Joacă-ți murdar rău de tot. Foarte murdar. Cred că dacă era cu noi la hotel, cât aflam de la el, are noroc că stă acasă singur. Ce-au fac, frate? Vorbesc pe telefon? Ce fac ei? Au venit de aici că se iubesc de 10 zile. Bate un pic la ochi. Nu văd doar eu, văd de toată lumea. Bate un pic la ochi. Și ce? Vine aici aia mică, îi zice ce are pe suflet, că dacă... Că ea simte, mă, că el o să-i dea bloc. Știe, simte asta, nu trebuie să-i zicem noi nimica. Râde de-a în ultimul stil, Jneu. Și-am întrebat-o de ce, așa, de la nimic? Și-a zis, da, de la nimic. Îți dai seama când ești tensionată și... Poți face lider. Tu bine, eu? Vânătorul de moște. Când eram mic, le prindeam și le puneam la mușurai de-astea de furnici și erau unele mai mari, așa, știi? Și furnicuța mică zbura cu ea așa, mă, să prindea una după alta, să o tragă jos. Să zicem, munceau în grup. Și am experimente, că la școală făceam insectar de-asta. Ce mai m-au înțepat bondarii. Când vreau să-i prind, că îi prindeam cu sticla, știi, tăia sticla și îi prindeam așa și când... Da. Fluturi, da. Albine, muște, de toate, ce prindeam și noi. Sunt comozi Adidas și aia e?
o talpă mișto. Jur că mă gândeam la altceva. Dar se explică, el încerca să faci un dialog cu cineva. Dar ce este de râs? Mult timp nimeni nu i-a zis nimic, nici măcar. Aha. Ba da, mi-au zis între timp, vorbeam cu Laurențiu acolo. Laurențiu? Mă știu. Hai, am râs cu lacrimi, să mor eu. Nu mai știu. Era Antonia acolo, mai aveam mult. Ce-mi dai vina pe mine acum? Dar am pus și capul la pomasă. Eu cred că era afară la Antonia, ce făceai? Dormeai? Aproape. Dormeai cu ochii deschiși. Eu vreau să știu, îl ascultai, auzeai ce zice? Înțelegeai acum, ce zice? Acum am aflat și eu ce a zis. La ce te gândeai? Cred că încercam să mă gândesc la orice altceva. Credibil. Gianni, tu? Mă uitam la Laurențiu. Eram la același fir. Laurențiu, tu? Pe mine m-a prins foarte tare povestea cu musca. Dar chiar, ai zis doar muscă și atât. Nu, vânător de muște. Acolo, da. Acolo m-am conectat la poveste. Tare, de unde știi tu că a spus doar atâta? S-a derulat acolo 3 ore. 3 ore ai vorbit atâta? Păi nu, azi ne luăm de alea 3 ore, dar derulat nu. De muscă. Vorbeam cu el, eram într-o conversație cu el. Doamna Andreea, durata întregii discuții a lui Robert, cam cât a fost, așa, de curiozitate? Cam 30-40 de minute. Tata a vorbit despre mine? A fost 30 de minute acolo. Și nu știe. De muște. Mă rog, vreau să schimb subiectul. Gata, că nu vreau să-mi stric ziua, am o zi frumoasă. Și de ce să o stricăm? Eu mi-aduc aminte perfect de moment și nu vorbeam singur niciun caz. Deci zici vorbeam că ei ți-au răspuns, dar i-am tăiat. Vorbeam insectare când eram la școală, vorbeam de situația care s-a întâmplat înainte de filmarea aceea. În fine, nu e problemă. Probabil, da. Bun. Mai avem un material care se dorește a fi un pic haios. Sper. Da, mi-e frică. Laurențiu, este pentru tine acest material. Este special pentru tine. Special, special. E făcut de mine sau e special pentru tine? Pentru tine. Este făcut pentru tine. Okay. Nu este făcut de tine. Aramuzant. Vreau să urmărim. Lorena, dacă nu se pare haios, știi ce te rog? Măcar un pic să râzi și tu, să te faci că râzi. Dar eu zic că este haios. Cred eu. Nu știu, e drăguț. Că e din iubire. Hai să urmărim. Hey, bună! 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 Na. O să... Încă n-au văzut-o. Nu auzim. Te pup, fata nu a zis. Cosmin, dați-mi pe Cosmin. Antoni, vorbești prea repede, nu poți să citesc pe buze. Mulțumim, cine părea mai cameră. Emoționat? Antoni, nu? N-am venit ce treabă la Orențiu, râdea. Dar... You never know. Unde ar fi conexiunea mai ușoară? Nu, cum se ascultă? Nici nu știu. Așa? Eu știu bine să-mi fac treaba, nu sunt valoare degeaba. Dacă și-a dat ochelea aici, l-ați pot să văd? Pot? Sunt singura interesată aici, măcar pentru mine. Uite, mă pun aici și mi-arăți mie așa un pic. Pot să am un cadru cu ceea ce se întâmplă acolo? 5 secunde. Pot să-mi arăți 5 secunde să-l arăți pe Laurențiu? 5 secunde? 4, dacă nu. Dar mai puțin, nu. 4. Sau 3. 3 secunde. Ce? Ce rost are să fiu lider dacă nu pot să cer lucruri? Nu înțeleg. Îi pregătesc scaunul. O să strâng să primim gazda. Să primim gazda. 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 Așa cum trebuie. Îi aduc un suc. Un ceai. Dau un suc? Da, te rog. Vreau un șervețel. Consider că o să-i pleacă piersic, așa că îi las sticla aici și îi pregătesc. Scaunul e pregătit. Aștept. Pam, pam! O să-i dau un pupic. Da? O, da. De ce? Eram supărată. Eram supărată. Tu ești supărată? Da. Curioasă? Mhm. Mhm.
E șefa? Încercați un pic. Ce ești? Am fost. Nu mai sunt. De ce nu mai ești? Că nu vreau să fiu geras. Deci vreau să ne faci și nouă o demonstrație. Te rog mult de tot. Uite, îți dau paharul meu. Nu, cred că am ascultat greșit, pentru că nu ascultam nimic. Cum se ascultă cu paharul, Lorena? Nu știu. Cum? Pentru că nu auzeam nimic și am crezut că poate fac ceva greșit. Ai fost geloasă? Nu vreau să folosesc cuvântul geloasă. Erai foarte agitată, erai foarte... Cred că a fost pentru prima. Nu-ți găseai nici starea, nici locul, nici nimic. Eram singură și eu vorbeam singură acum. Dar da, eram un pic... nu-mi găsesc cuvântul, așa că îngrijorată. Și geloasă, recunosc, până la urmă. Și voiam să știu, să văd reacția lui și să văd mai multe. Dar nu a fost așa. Ce ți-ai imaginat? Că se întâmplă acolo, în casa băieților. Ce ți-ai imaginat? Ce e mai rău? Atunci când ai unul dintre simțuri acoperite, să spun, dezvolți alte simțuri și m-am gândit că poate o simtă pe fata nouă într-un anumit fel, poate să fie interesat, nu știu, să aibă o conexiune. Și asta cred că a fost fizică. Cea mai mare. Nu neapărat fizică, nu știu. Așa. O conexiune. Ți-a plăcut materialul? Da. Laurent? Da. Mai vreau asemenea materiale. Nu o să mai fac. Da, uite, răspunde la întrebare, la curiozitate, Lorene. Cum te-ai simțit prima dată când ai văzut-o pe Vlada? Ce ai simțit când ai văzut-o? Nu știu dacă am simțit ceva anume. Ți-a plăcut? Ți s-a părut interesantă? Nu ți s-a părut interesantă? Nu știu, e interesant mereu când vine cineva nou în casă. Adică ești curios să vezi cine vine, pentru cine vine. Vlada, crezi că a simțit mai mult, Laurențiu? Optim. Crezi că a simțit mai mult? Nu. Bun, dar dacă Laurențiu era singur și nu am era cu Lorena... Am pus și întrebarea asta. Paia, cum te văd cum ești îmbrăcat? Ca un curcubeu. La ce? Vine zăpada și tu... Și că-i socru mic. Deci pantalonii sunt din altă poveste. Bridgerton. De ce? Da, și pantofi. Vesta... Din altă poveste, tacoul nu mai zic. El pantofi. Ei, nu sunt același material, nu e aceeași nuanță. Pantalonii sunt foarte subțiri de vară. Și vesta e... E costum cu potul. Afară de cămașă. Ai nevoie de noroc? Da. De ce? Pentru ce? Dacă vorbim în general am nevoie de noroc în viață și de... Pentru ce? Dar ce ai vrea? Să câștigi la loto? Ce-ți mai trebuie? N-ar fi rău. Nu, dar oricum mă consider o persoană norocoasă pentru că am găsit-o pe Cristina aici și că este în fiecare zi alături de mine și că trecem prin bune și prin rele. Dar în același timp nu consider că aș avea nevoie în momentul de față de noroc, ci mai mult de... Nu știu, de... Ce vrei? Puterea lui Dumnezeu cumva de a-i deschide un pic inima Cristinei ca ea să se poată îndrepta mai mult către mine. Cred că asta ar fi... Mă gândesc cumva că doar puterea lui Dumnezeu o poate ajuta un pic pe Cristina să lase mai... Adică să gândească mai mult cu... Da, de rugat te rogi dacă tot îl menționezi pe Dumnezeu. Te rogi la Dumnezeu să facă asta. Da. Să te ajute cu... Da. Serios? Serios. Foarte drăguț. Mă duc aproape în fiecare duminică la biserică. Nu mă duc doar pentru asta, dar printre toate rugăciunile mele chiar este și asta. Și nu am de ce să mint cu asta. Foarte drăguț. Ai auzit, Cristina? Da. Bun, deci n-ai nevoie de noroc, ai nevoie de o minune. De o minune, da. Mulțumesc de cuvânt. Când zic minune, nu exagerez, pentru că pare ușa închisă. Adică, da, vă apropiați, da, glumiți, până da, vă jucați. Până într-un anumit punct. Ce punct? Până ajungem la sărut sau la momente care să... Nu știu, să... Să arate ca o relație. Adică, da, într-adevăr, stăm împreună, stăm în brațe și petrecem timp împreună, dar eu chiar dacă am spus că îmi doresc să fiu prieten cu Cristina, am făcut-o pentru ea, pentru că eu îi doresc doar binele și îmi doresc ca ea să fie fericită și cumva... Ferea lui Dumnezeu? Nu știu, am făcut chestia asta... Pentru dorința ei, pentru liniștea ei sufletească. Dar eu, sincer, mi-aș dori să trecem și la următorul pas ca să-i pot demonstra
că îmi doresc ceva mai mult cu Cristina. Și nu doar aici, ci și în afara competiției. Crezi că dacă mai păstra prietenia la fel de strânsă cu Bianca, dacă nu intervenea Katinka? Da, este prietenie. Crezi că o ajuta acea prietenie? Pentru că Bianca? Până să intervină Katinka în prietenia lor, pare că, nu știu, se înțelegea mai bine cu tine. Sau la fel? E la fel. E la fel? Se pare că este la fel și de când este Bianca prietenă cu Katinka sau că era prietenă cu Cristina. Că mă gândesc că până la urmă ceea ce simte Cristina nu poate fi influențat aici, mă refer, cumva. Deci nu influențează Bianca? În suflet, în suflet mă refer. Dar în minte, adică să-i induci anumite idei, poți. Dar ce simte ea în interiorul ei, nu poți să influențezi. Nu mi se induce nicio idee. Atât. Fiindcă prietenia e la fel, nu s-a schimbat nimic. Da, da, asta spun, că indiferent de cum era prietenia... Hai, la unde ești? Tu unde ești? Aici. În camera roșie? Cu Bianca sau fără? În camera cu Cristina sau fără? Singură. Unde ești? La ce te gândeai? La nimic. La nimic? La nimic, nimic, nimic? Am înțeles. Cum mai ești cu Bianca? Vă puneți piedică, vă împingeți prin vestiar, se întâmplă ceva sau este normal? Nu, nu mai face. Bună dimineața, vă ziceți? Nu? Vă întâlniți la lift? Nu ne-am intersectat. Încă. Dar dacă v-ați întâlni și tu ai fi în lift și ar veni, ai închide ușile liftului sau le-ai ține să intre și ea? Mi-e indiferent, doamna Andreea. Poate prefer să iau scările eu sau... Te dai jos din lift să se urce ea în lift? Poate fac și asta, nu știu, depinde de ce stare am eu. Pot să fiu și indiferentă și să mă prefac că nu o văd. Și să n-apeși butonul pentru uși? Da. Nici nu le închizi, nici nu le ții? Nu, nu, nu. Ce-o fi, o fi? Exact. Dacă oprind ușile, o ajut sau ți-e indiferent? Mai că se deschide automat. Nu fac chiar așa. Da. Zirea, da, până într-un punct. Miercuri au existat câteva replici între voi două. De ce? Voi știți cel mai bine. Alegeți să spuneți doar ceea ce vă ajută, ceea ce credeți voi că vă ajută, ce considerați voi că trebuie spus sau chiar adevărul. Vreau să vedem un material din ziua de miercuri. Poate sunt lucruri pe care unele persoane nu le-au auzit. Nu știu, mă gândesc dacă te-a auzit cineva. E săptămâna în care vorbim singuri, s-a vorbit singur, s-a vorbit foarte mult timp. Așa ați ales. M-am plictisit acolo. Măcar nu mai sunt singurul care vorbește singur. Lasă că tu nu, chiar, special. Că știi bine că te aude cineva, adică... Și pe tine nu te aude nimeni? Păi am știut că mă aude. Da? Adică poate chiar ea mă aude. Bine, hai să o auziți și voi. Hai să vedem. Eu o să respect orice mi se impune aici să fac, dar nu o să mă împac cu Bianca. Asta clar. Să vină să discutăm. Nu e nicio problemă, dar nu. Eu cu Bianca nu pot să fiu prietenă. Am spus-o de la început și până la final îmi mențin decizia. Și acum mă pune să aștept, nu? Se pare că ea e o persoană foarte specială aici în casă. Ea e șefa șefelor, în casa fetelor. Asta crede ea. Crede prea importantă, cea mai inteligentă. Dacă mi-aduc aminte bine ceva, spunea că e o persoană sfidătoare. Dacă e așa sfidătoare, ar fi trebuit să vină aici, să așeze, să mă înfrunte, dacă are ceva să-mi spună. Dar se pare că nu e chiar atât de sfidătoare pe cât se dă. Doar se laudă. Asta știe să facă. Cred că au trecut 2 minute și cred că ar fi cazul să mai dați o pedeapsă, vă rog eu. Mie îmi convine, sincer, să stau aici. Liniște. Puteți să-mi dați o carte, să mai citesc, să mai îmi dezvolt vocabularul, ca să pot să-i fac față Biancăi.
Asta crede ea, că nu pot să-i fac față. Bine, cred că o să mă întind aici. Să mă relaxez. Ba, de ce bine. Să bată cineva la ușă când vine domnișoara Bianca. Și totuși, dacă nu vine Bianca, trimite-ți-o pe Cristina. Poate că stă mai relaxată aici, când camera poate nu stă atât de relaxată. Măcar eu stau aici în liniște, dar Bianca nu-l vede pe Ionuț. Haha. Ce mă bucur. Asta merită. Încă o săptămână de acum să nu-l vadă. Prea bun băiatul ăsta pentru ea. Prea bun. Nu merită ea așa ceva. Mihaela, erai nervoasă, erai calmă, erai supărată, erai fericită. Ai avut toate stările. Dar care a fost așa mai? Așa sunt eu, trec de la stare la alta. Eram nervoasă. Eu nu aveam nimic împotrivă să vină și să discute cu mine. Am spus că nu o să fiu o prietenă bună aici cu Bianca, sub nicio formă, dar de discutat puteam să discut. Fără... Bun, ai trecut prin toate stările, dar care stare prima? Care era mai importantă, mai... pe care o simțeai mai mult? De fericire că nu-l vede ea pe Ionuț? De supărare că nu venea să te confrunte? Dar nu pot să spun că eram supărată. Pur și simplu eram nervoasă pe situație. Pe ce situație? Nu face nici plăcere să stai eu cu ea în camera roșie, nu știu. Dar o așteptai? Îți doreai să vină? S-a părut că se sustrage cumva de la o discuție și lăsându-mă acolo să o aștept, se crede mai importantă sau... Da, de ce s-ar fi sustras de la această discuție? Nu știu, de fiecare dată spune că ea n-are ce să discute cu mine, că nu poate să poarte un dialog civilizat, mă face, nu știu, tot așa când trebuia să mă descrie, mi-a spus că-s foarte ranchinoasă, că țin mânie. Da, poate țin mânie și am motivele mele să țin mânie, dar pot să port o discuție cu ea. Sau că n-ai vocabular. Poftim? Sau că n-ai vocabular. Și asta o menține în continuu, în continuu, de fiecare dată, că nu poate să discute cu mine, nu poate să aibă o discuție. Dar nici eu nu pot să mă înțeleg cu așa persoană. Cum? E o persoană foarte rea, încearcă tot timpul să mă facă să-mi ies din minți. Pur și simplu. Ai zis la un moment dat să vină Cristina. De ce? Da, am zis, dacă cu Bianca nu pot să discut, atunci să vorbesc cu Cristina. Până la urmă stăm în aceeași cameră. Dar cu Cristina ți-ai dori să te înțelegi mai bine? Păi eu am încercat. Eu am încercat și ea știe chestia asta. Faptul că o luat-o, nu știu, glumița mea o luat-o prea în serios, cuvântul în sine, mă deranja că nu vreau să înțeleagă asta și m-am supărat. Dar te-ai fi dorit să te înțelegi bine cu ea? Da, noi în ultimul timp ne-am apropiat. Eu mi-am dorit să mă înțeleg cu ea. Dacă ea nu-și dorește... Și tu, Cristina, consideri că te-ai apropiat de Mihaela în ultimul timp? Da, eu am spus asta și din contra nu mă așteptam la reacțiile pe care ea le-a avut față de mine când plângeam. Tocmai de asta, pentru că am fost apropiat în ultimul timp. Acum cum vă înțelegeți? Nu vorbim. Nu ne vorbim, ne ignorăm. Da, a spus că sunt invizibilă pentru ea și putea să mă comport ca și cum aș fi invizibilă. Iar când am ajuns la hotel, ea nu a avut cartelă și era în spatele meu, puteam să închid ușa nas și să coboară jos să-și iei cartelă, corect? Dar i-am deschis ușa frumos și încă, împotriva, am lăsat-o prima să intre în cameră. Dar nu e nicio problemă. Sper că, chiar dacă eu am greșit cu acel cuvânt, să-ți dai și tu seama că nu am spus-o cu rea intenție. Și să nu mai ai așa mânie pe mine. Vrei să ceri scuze cumva? Sau... Nu știu. Iertare?
Adică te văd așa foarte abătută, regretând aproape. Nu știu acum cum să mă exprim. Cu Bianca sau cu oricare de aici e diferit. Cristina. Că mă întâlnesc poate la masă sau pe hol. Dar cu ea fiind în cameră, mie nu-mi face bine. Nu mă simt bine. Gândurile Mihaelei din Camera Roșie. Gânduri care, în principal, s-au îndreptat către tine. Îi mulțumesc din suflet pentru complimentele pe care mi le-a adus. A recunoscut că sunt inteligentă, că sunt poate superioară ei în anumite aspecte. Ea pentru mine este un interlocutor neinteresant. Înainte să meargă în Camera Roșie, a specificat că oricum nu are de gând să se împace cu mine sau să ajungă la un compromis, așa că eu am considerat că pentru mine este mai benefic să stau în casă și să nu mai discut nimic cu ea, pentru că ea nu avea nicio intenție pozitivă cu mine. S-a văzut pe fața ei, ea mă acuză de răutate, dar de fapt vorbește despre răutatea din sine ei. Eu personal o să o ignor, cum am făcut și în aceste zile, și vreau și ea să mă ignore, cum a făcut până acum. Și bunătatea ei, că ea mereu a spus, a fost jocul cu, în legătură cu cine i-a băgat bățul prin gard ei în emisiune. Ea a specificat cum că aș fi fost eu, că eu am încurcat-o, dar eu chiar am urmărit multe momente din trecut în care nici Mihaela nu a avut un cuvânt bun de spus despre vreo relație de-a mea. Și Mihaela de multe ori a căutat să mă pună într-o lumină proastă. Este foarte răutăcioasă, din punctul meu de vedere, ranchiunoasă. Și nu m-aș vedea cu ea în afara emisiunii. Dar cine a zis? Nu e casa prieteniei, spuneam de asta și nu am vrut să mai discut cu ea nici o secundă. Putem să respirăm același aer și atât. Dacă ar fi pentru tine, eu ar trebui să nu respir. Și totuși, de unde vine această tensiune dintre voi două? Bianca, nu o accepți sub nicio formă. Ai acceptat multe persoane și multe caractere și multe greșeli, dar la ea e ceva diferit. De ce? Nu avem aceeași energie, cred eu. Consider că Mihaela este foarte invidioasă și geloasă. Și cumva Robert de multe ori, poate greșind, poate în bine, poate în rău, m-a complimentat. A complimentat la mine calități pe care Mihaela, din punctul meu și al lui de vedere, nu le are. Deci cumva ea a simțit o competiție între mine și ea. Robert m-a complimentat pentru inteligența mea, loialitatea mea, pentru puterea mea. Multe lucruri le-a specificat chiar înainte ei să meargă la primul date și chiar dacă eu cu el nu mă înțelegeam. Lucruri pe care nu le-a găsit nici în iubita, nici în fosta și nici în prietenă. Da. Interesant. Uite, Mihaela consideră asta. Și ea consideră asta. Despre tine. Că tu o invidiezi pe ea. Dar ce are ea și nu am eu? O melodie bună. Ce a avut. Ce a avut și nu ai avut tu. Dar primește materialul, te rog. Ce are ea? Date-uri.
care treaba acum mănâncă guma. Poate am mâncat-o așa de nervi. Du-te, fată, închide. Poate am mâncat-o așa de nervi. Închide gura, că nu-mi pasă de tine. Închide gura. Du-te. Nu-i mai răspunde nici tu la lucrurile care zici. Nu mai suport, deci pe fetele astea nu le mai suport, nu mai suport nici... Nu mai suport nimic, nu mai pot. Oh. Hai. Să rămână iar aici. Că ea le-a demonstrat iubirea, nu? Toți da. Încearcă într-un fel să o demonstreze sau nu. Vreau să-mi dau seama din orice chestie, vreau să mă facă de râs. Cum mănânc guma? Poate am mâncat-o așa, de nervi, da? Că m-am uitat la ea. Dar nu te mai gândi la asta. Tu crezi că poate nu ți-a spus-o doar ca să te atace și atât? Eu, sincer să fiu, nu aș mai răspunde la nimic. Dacă tu îi răspunzi în continuare, să fie certul și să vă atacați așa cum ți-a mai făcut și la tângare. Vreau să vede că mă urăște de când am intrat în casa asta de prima dată. Cum? De când am intrat în casa asta, iar niciodată nu m-a suportat. Atunci? Și oricum că l-a vrut pe robe la început și că am pus eu mâna pe el, asta e fuciudă. Încă l-a vrut pe robe la început și că am pus eu mâna pe el, asta e fuciudă. Ai pus mâna pe el, da, te-ai pus în genunchi în fața lui. Nu m-am pus în genunchi. Asta ai făcut. Asta ai făcut tot timpul. Și tot ziceai că eu nu am demnitate. Nu e vorba despre Robert. Dacă chiar îmi doream să-l cuceresc, să mă apropii, să așa, făceam eu pași încet, încet către el. Pentru că totuși am stat mult timp aici, în casa iubirii. Dar nici de cum nu a fost vorba despre asta. Ba, din contra, cu Robert am avut multe discuții. Mai am și acum, din când în când, când îi vine ceva, dar momentan el este apropiatul lui Ionuț, este în cameră cu el, deci prietenii lui Ionuț vor fi prietenii mei. Da, prieten cu Ionuț și când e lângă tu. Tine. Erai prietenă cu Robert, devenisei prietenă cu Robert dinainte să vină Ionuț în casă. Pe tine n-ar trebui să te deranjeze, o deranjează pe Micaela, e treaba ei. A pus mâna pe el, dar se pare că n-ai prețuit, nici el nu te-a prețuit, nu vă potriviți. Da, și care problema? Nu am nicio problemă. Pentru tine era o problemă, tu ai vărsat lacrimi. Știi foarte bine că cum a fost. Nu știu tu chiar. Tu ai fost moartă după el, ai plâns după el. Da, moartă după și el, după 20 de ani. Și oricum, plăcut cineva, imposibil să nu-ți mai placă. Că ți-a implementat tu chestia asta, că nu vă potriviți. Ție ți-a plăcut de Patrick, Mihaela. Fizic. Nu-ți mai place ai de Patrick? Altceva. A, da, uite, că-mi place, care problema? Nu, bine, să te duci la el, te așteaptă. No. Fizic vorbind. Păi, și mie mi-a plăcut fizic vorbind. Eu ce-aș iam pe Robert. Tu și când a venit Ionuț în casă, primele zile. Ce? Tu l-a întrebat de Ionuț că ce haine și-au dus, dar tu flirtai așa, te uitai la el. Ce haine și-au dus Ionuț? Eu flirteam cu Robert? Da, da, da. Este doar și de câte ori ai ocazia a râs în gura lui. Pentru tine eu nu sunt te uit mai atent când au ei doi discuții. Ca să vezi cum se manifestă iubita ta în preajma lui Robert. Te sapă pe la spate. Nu mă sapă. Chiar nu consideră deloc asta. Este absurdă, Mihaela are o gândire atât de închisă. Nu, eu doar nu eu văd asta oare. Nici de cum, nici de cum nu înțeleg. Nu cred asta. Nu știu. Să ne întoarcem puțin în trecut. Puțin mai mult. Atunci când tu, Bianca, ai fost la o cină cu Robert. Da. După cină. A fost vreun schimb de replici între voi două? Ai văzut absolut ceva, nu știu, vreo privire din partea Mihaelei? Nu. Din care să se înțeleagă, nu știu, că... Nu știu, să se înțeleagă ceva, să fie ceva atunci, în acea perioadă? Nu, eu și Mihaela de la început nu ne-am înțeles din prima zi, pentru că Mihaela a fost foarte curioasă de cum eu am ajuns în al doilea sezon, despre relațiile mele și despre trecutul meu. Și asta mie nu mi-a convenit din prima clipă, pentru că am simțit că mă ia tare, am luat-o și eu tare și s-a închis acolo discuția. Cu Robert am fost la cină pentru că el m-a ales, el a fost primul lider din acest sezon, el a ales fata cu care... Dar te-ai bucurat de acea cină? Da, el a fost fata. El a fost băiatul care a ales, m-a ales pe mine, m-am bucurat foarte mult, am petrecut timpul împreună foarte frumos și îmi amintesc foarte clar că după
după acea gală, cine a fost vineri, a fost gala duminică și luni au fost camerele roșii, luni marți. Și el a chemat-o pe Natalia. Acolo a fost problema mea. Și în acel moment eu am simțit că totuși cina respectivă nu însemna nimic, că a fost o chestie prietenească și alte lucruri. Robert a înțeles cumva că eu mă grăbesc să-mi fac o relație cât mai repede și mie nu mi-a convenit chestia asta, cumva că el m-a făcut indirect disperată. Nu, n-am făcut asta, au făcut-o ceilalți. Indirect. Și de acolo au fost și lacrimile și tot. Eu cu Robert nu am avut nicio apropiere. Nu am avut nicio apropiere amoroasă. A fost atunci un schimb de replici între voi două? A fost nu, ceva? Doamna Andreea. Replicile s-au început după ce Mihaela a fost asociată cumva cu Robert. A te grăbi înseamnă că ești grăbită, nu disperată. E diferență mare. Dar ceilalți, lasă, Robert, ceilalți care îmi vreau... Ceilalți care îmi voiau răul au indus asta. Eu am trecut peste. Conflictele noastre nu au pornit de la Robert, pe pentru că eu, din câte mi-aduc aminte, nu aveam nicio treabă cu Robert când ați avut vecina. Nu aveam nicio treabă cu Robert, doamna Andreea. Nici după, tu nu voiai. Rog, nu, nu, chiar nu era în gândul meu atunci deloc. Eu vreau să știu altceva. La hotel, tu, Bianca, ai plâns? Sau ai afirmat ceva din care Mihaela să înțeleagă că ți-ai fi dorit foarte tare să-l ai pe Robert? Nu, a fost așa ceva. Robert. Nu eram deloc apropiată cu Mihaela. Nu era apropiată cu mine, dar la masă le-ai spus că e un băiat cu care crezi tu că poți să ai ceva aici în casă. Erai foarte entuziasmată de aici și, nu știu, cumva dezamăgirea asta, că nu și-o dori el ceva mai mult cu tine. A început să da. te plac, omule, ce nu înțelegi? Și păi el atunci a repostat-o. Zis da. Că pentru o cină faci atâta... Dar Robert atunci voia să cunoască toate fetele, adică toate fetele, mă rog, cele pe care le-a zis el, pe Bianca și pe Natalia. Acea cină nu are nicio legătură cu conflictul cu Mihaela. Cu Mihaela s-a început din prima zi, au fost și alte momente, Mihaela atunci nu-l voia pe Robert, după s-a accentuat pentru că ea a avut ură asta față de mine. Bun, deci tu o înțepi pe ea, tu nu o înțepi pe ea. Și, și nu ea mă pune într-o lumină proastă, pentru că se simte inferioară mie. Nu, tu ai încercat tot timpul. Ea se simte inferioară mie și încearcă în toate modurile să-mi evidențeze greșelile de când mă cunoaște. Bianca, Mihaela, crede că tu o înțepi și ai ceva cu ea pentru că ea a reușit să își facă acest cuplu cu Robert. Cuplu de succes, da. Este adevărat sau nu? Nu este adevărat. Înțepăturile cu Mihaela au început de înainte. Dar ți-ai fi dorit să ai tu cuplu cu Robert și nu ea? Nu, 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 nu. Noi am discutat despre chestiile astea, da, au fost glumițe, au fost anumite lucruri, zile când ne înțelegem, zile când nu ne înțelegem, dar nu a fost nimic amoros cu Robert. Eu mi-aș fi dorit la început pentru că simțeam că avem ce vorbi, adică am discutat foarte frumos la acea cină, ții minte, mi-a dus flori, am rămas după filmări, eram aici, eram pe conexiune, mi se părea că este o conexiune între noi. După s-a dovedit a nu fi ceea ce am crezut eu. Atât, e normal să fiu dezamăgită, e normal să am așteptări și... Tot ceea ce s-a întâmplat atunci, deja e în trecut, au trecut 8-9 luni, nu mai are nicio legătură. Dar iată că Mihaela a declarat treaba asta. Era închinoasă, a declarat și pe material că așa este. Toate lucrurile sunt bine între tine și Bianca și confirmă asta oriunde, hotel, Pitești, etc. Dar la hotel chestiile astea s-au durat și floarea, și brelocul, și camera roșie. Oarecum, eu nu știu cum să zic, e într-o poziție așa mai precaut. E mai precaut. Deloc precaut. Părerea mea. Nu înțeleg. Vrei să ne spui ceva, Antoni? Mihaela, ți-ai schimbat părerea cu ce a răspuns ea acum? Sau rămâi la aceeași părere? Să înțeleg că ele s-au certat din cauza mea. Tot eu sunt de vină. Nu ne-am certat. Ce s-a întâmplat între ele săptămâna asta la hotel? Deci din cauza mea. Noi două nu ne-am înțeles, doamna. La început, ea a spus că eu vreau să pun într-o lumină proastă, dar nu e adevărat. De fiecare dată, chiar dacă un cameră și cu oricine altcineva, nu cu Robert, la început, mergea în casa băieților și încerca să îi facă să creadă că eu nu sunt o fată bună, că nu-s ce trebuie. Păi, deci totdeauna tu influențai, Bianca. N-am influențat niciodată niciun băiat din chiar contra. Chiar și la vot influențai mi-a fost să mă voteze. Și mila, am mai scos și persoane în față ca să te salvez, da? Ok. Sau poate erai tu invidioasă că îi place ei de Patrick, acum mă băgați pe mine la mijloc. Da. Dar nu e. Dar nu e despre tine. Cearta lor a fost din alte... Păi da, vorbim acum, am vorbit jumătate de oră, cum spuneți dumneavoastră, de trecut.
de trecut. Oricum, mie îmi pare rău. Pentru că Mihaela a făcut niște lucruri. Să lămurim o situație, să lămurim niște gânduri ale Mihaelei pe care noi nu le-am mai auzit. Da. Acolo au început cearta lor, de la mine. Nu, ești tocmai motivul principal. Nu! Tu de ce vorbești despre ceilalți? Doamne, ferește, a vorbit Robert, toată... sunt gândurile Mihaelei, atât Mihaela și... Ele au alte probleme, Robert. Dar Mihaela, pe lângă multe alte probleme pe care le are cu Bianca și Bianca cu Mihaela, a apărut și această nouă situație. Cum că Bianca ar fi invidioasă pe ea pentru că și-a făcut o relație cu tine, pentru că a reușit să... Mă rog. Da, ea când a văzut că încet, încet ne apropiem, încerca cumva să-mi facă anumite capcane prin joculețe sau orice altceva, că știu că o să-l deranjeze pe Robert. Capcane ție nu ți-am făcut, din contra, l-am pus pe Robert în situații neplăcute. Chiar el mi-a zis asta, că eu făceam jocuri și eu nu le făceam. Exact asta ai făcut. Și eu, fiind mai naivă, da, m-am crezut în tine. Când ai crezut în mine dacă nu mi-ai fost niciodată prietenă? Mihaela, da. Te contrazici singură. Nu prietenă, dar colegă. Nici colegă, lasă. Eu nu știu de ce se pune accent acum pe chestia asta, că vai, în ultimul timp nu ne spunem bună ziua, noapte bună, nici înainte nu ne spuneam. Nu, eram curioasă dacă s-a schimbat ceva, nu se pune nu s-a schimbat, înseamnă altceva. La fel. Și unicul lucru de care îmi pare rău este că miercuri am ridicat foarte mult tonul, a fost prea mult, puteam să evit, deci o să tratez situațiile de acum înainte cu indiferență, că mi se pare soluția cea mai potrivită. Bun, nu s-a pus accentul pe faptul că nu vă dați bună dimineața, s-a pus accentul pe tensiunea dintre voi din această săptămână. Ai fost pedepsită, nu ți-ai văzut iubitul, ai stat în camera roșie. Ai existat niște situații, nu da, spune și acolo. Ea pentru că râdea, a vrut o a doua pedeapsă, am obținut a doua pedeapsă. Totuși, cred că are niște satisfacții personale și mă bucur într-un fel pentru ea. Da, pentru că și tu ai întors-o pe Cristina împotriva mea. Și... Asta e nouă. Iată, da. Încă un adică... nou. Cristina era împotriva ta încă dinainte ca eu să fiu prietenă cu ea. Ce să vezi, Mihaela? De când v-ați mutat în cameră, voi ați avut discuții cu geamul, cu peste geamul, de când nu, era Bia? Adevărat. De ce inventezi? Când ți-am spus, Cristina, ceva de geam? Bia i-ai zis. Cristina i-ai zis că ți-aruncă glumă, prosocul, dar că nu-ți pune chiloții unde trebuie. Nu e adevărat, eu n-am vorbit așa ceva. Las că au fost discuții. Da. Mihaela, să te uiți la emisiune. Bianca, te crezi superioară, Mihaela? Nu pot să afirm asta într-o emisiune TV. Sunt gândurile mele, personale, dacă nu în emisiune. Tu tocmai ai afirmat. Eu consider că ea nu este un interlocutor interesant. Este o persoană neinteresantă pentru mine și pentru anturajul meu. Ții să-i spui de fiecare dată treaba asta? E prima oară când zic asta. E prima oară. M-am cizelat. Înainte o spuneam într-un mod mai urât. Acum cred că am învățat să-mi controlez mai mult gândurile. Vorbele. Gândurile, na. Dar crezi că aceste cuvinte pe care tu îi le spui odor? Ea mi-a spus foarte multe cuvinte răutăcioase, m-a făcut și ea rea la rândul ei, dar prin fapt eu am demonstrat mai multe. Te-au durut cuvintele ei? Da, dar dacă ți este indiferent, de ce te-au durut? Relativ. M-au durut pentru că au durut alte persoane. Cuvintele ei au afectat alte persoane. Atât. Pe mine personal, Mihaela chiar acum... Nici părerile ei, nici ceea ce spune nu are nicio valoare pentru mine. Dacă nu are nicio valoare pentru tine și nu în trecut, m-ați întrebat dacă în trecut așa, vorbele ei au afectat persoane dragi mie. Atât. Cine? Pe cine cine mă cunoaște? Prietenii mei, mama mea, familia mea. M-a făcut viperă, contract de viperă, că mă bag așa, că nu știu ce. Lucruri care nu sunt adevărate. În condiția în care ea este să persoana care râde, mai adus plânge, mine în ipostaze... îmi plânge oricine. Dar urâte. Tu ai plâns cel mai mult în casa asta, Mihaela. Da, dar mai ales din cauza ta. Doar din cauza ta. Mulțumesc că îmi dai importanță. Da. Chiar pe conexiune, nu, mi se pare corect. Chiar pe conexiune, cel mai bine. Când Giulia nu era într-o ipostază tocmai bună și a început să plângă, pe Mihaela a bufnit-o râsul. Când eu am plâns sau aveam discuții serioase, când eu aveam discuții serioase, tot Mihaela râdea și zâmbea. Sunt materiale, filmări, era și Patricia în casă care tot îmi zicea, vezi că Mihaela o bufnește râsul când tu vorbești în mod serios. Păi asta nu mi se pare și în primul rând respect. Nu fac. Când nu era fac. Mai de greu. Câte ori ai plâns, nu ți-am râs lângă tine niciodată, Mihaela, din contră. Din contra. Dar și
tu ai râs când cineva avea o discuție serioasă. Și poate și Cristina, poate și Lorena. Eu vorbesc de lacrimi. Asta nu înseamnă că am râs. Lacrimi. Plângea. De necazul cu serioasă. În care durideai de ea. Măi, nu am râs de ea. Toți am râs de situație. Nu, toți, doar pe tine te-a bufnit râsul de asta și am remarcat asta, Mihaela. Și am spus, Mihaela, râzi? Pe bune? Ieri pe conexiune, doamna Andreea, nu a fost amuzant când... Ca să nu înceapă să plângă Giulia, hai mai bine acasă. De asta m-am amuzat, nu că am râs. Nu, ea era deja pe canapea, Giulia. Da, era pe canapea. Când, dar... când a început să plângă, să ridice, exact aia. Da, dar nu înseamnă că am râs de necazul ei, așa e ca situație. Așa e caracterul tău. Așa e caracterul meu, da. Nu. Asta înseamnă că râs și de mine, nu când plâng. Sau cum? Eu nu am râs. Eu cred că am râs niciodată. Toate lângă tine când ai plâns. Nimeni nu a râs și ai plâns foarte Cristina mult în casa asta, Mihaela. Inclusiv. Da, să nu mai vină nimeni. Mihaela, ai râs de felul în care m-am exprimat eu. Da, da, doamna Andreea, de felul cum v-ați exprimat dumneavoastră. Nu cred, nici doamna Andreea. Nici de cum nu a râs de Giulia. Și de ce nu ai răspuns asta când te-am întrebat de ce râzi? Pentru că nu, imediat măi, pentru că nu mai vreau seama să mă justific în fața ta. Păi nu în fața orice mea, în fața oamenilor, că tu în fața telespectatorilor te justifici. Și pui pe toți într-o lumină proastă. Asta faci cu toată lumea. Ca să te scoți pe tine, îi faci pe alții. Nu vreau să mă scot. Pur și simplu am zis, nu am râs. Nu m-am bucurat de necazul nimănui aici. Păi și da. Vestea, de ce ai râs de mine și țopăiai? Când plângea Cristina, ai râs. Când plânge oricine, tu râzi. Lasă, Mihaela. Da, mi s-a părut că exagerat. Și de ce mă imitai când plângeam? Asta e, vezi? Da, pentru că a exagerat Cristina. Păi și tu poate exagerești, tot am venit la tine. Și nu s-a întâmplat pe jos, asta. Că nu mai stau când cu mine. Da, a fost așa. Da. Și seara vii și dorm cu mine în cameră. Deci cine s-a te mai creadă? Dacă e atât de grav. Păi înainte ai râs. Păi, dintr-o glumă s-a ajuns aici să-mi pună toată casa în cap. S-a întâmplat în momentul în care am avut căderea respectivă și plângeam foarte rău. Și ea râdea și mă imita. Da. Mihaela, vrei să pleci sau vrei să rămâi? Indiferent. Sigur? Sigur. Nu mi-s făcut încă bagajele. Am vorbit cu mami să-mi trimită... Iarnă. Nu de iarnă. Bagajele goale. Să am... Îți trimită bagaje goale ca să ai cu ce să... Da. Nu se merită să mai cumpăr. Să mi le trimită. Că am numai unul aici mare și mai am nevoie de încă două. Că am foarte multe lucruri, fiind aici din ianuarie. Dar de ce o să te lași ghidată când o să iei această decizie? O să te lași ghidată de ceea ce simți? De ceea ce... Nu știu, să le întorci lor? Nu, dacă ar fi să le întorci, nu știu, nu le-aș da satisfacția și aș rămâne și aș lupta. Chiar dacă ție ți-ar face rău asta? Da. Nu că îmi face rău, pur și simplu... Nu face mai bine faptul că îi vezi pe ei că... Cumva îmi fac mie un bine că mă duc și nu o să-l mai văd pe Robert. Și dacă ai rămâne? Dacă aș rămâne, poate că mi-ar fi un pic greu să rămân să-l văd aici, dar aș lupta pentru mine. Dar te-ar ține puternică numai simplul fapt că nu le dai satisfacție. Da, și că lupt pentru mine. Până la urmă trebuie să mă pun pe mine pe primul loc. Dacă aș pleca, poate nu m-aș pune pe mine pe primul loc. M-am gândit și la asta. E pune liniștea ta pe primul loc, nu? Aș pune, da, și liniștea, dar... Tot tu o judeci pe Cristina că a rămas cu tine în cameră. Exact același lucru. Nu dorea să-ți dea ție satisfacție. Da. Nu, exact. Total diferite de lucrurile aici. Nu, e același lucru. Ori liniștea ta, cum spunea și doamna Andreea, ori oferi satisfacție și rămâi acolo. Exact asta spunea doamna Andreea. Nu-i că nu am liniște aici, că nu-mi place. Parcă nici nu aș pleca, dar... Parcă dacă aș pleca, aș vrea să vin înapoi peste o săptămână, nu știu. Dați-i un concediu. Mi-i dați vacanță. Putere medicală. O vacanță, ceva. Bun, vreau să te privești. Am un material. Vreau să te uiți la tine. Da. Vreau să te uiți la tine și după vreau să tragem o concluzie. Și vreau să vii cu un răspuns. Ce înseamnă asta? Hai să urmărim. Eu oricum v-am zis, vreau să plec acasă, nu-mi schimb. O să vă demonstrez că eu dacă rămân aici în continuare, deși am gânduri de plecare, pentru că văd că cu Robert nu putem să ajungem la un consens și nu mai vreau să mă amăgesc. Dacă o să mă provoace mult Bianca, o să-mi doresc și mai mult să rămân. Dar asta numai să-i arăt că pot. Ea încă nu mă cunoaște, eu am tăcut prea mult aici. Am fost prea, cum am zis eu, cu 5-7 ani de acasă. Da, da.
Deci nu mai am pentru cine să stau. Pentru cine să stau? Stau să mă încerc. Pentru tine. Da. Dai seama. Păi da, fii tare pe poziții, Mihaela. O să fiu. Foarte bine, Mihaela. Oricum vreți să mă distrugeți, dar nu o să plec când vreți voi. Nu mă, dar nu mai suport. Deci pe fetele să nu le mai suport. Nu mai suport nici... Nu mai suport nimic, nu mai pot. Oh. Hai. Se rămână el aici. Că el le-a demonstrat iubirea, nu? Toți da. Încearcă. Vreau să plec acasă. O să-mi doresc și mai mult să rămân. Nici nu mai am pentru cine să stau. Dar nu o să plec când vreți voi. Nu mai spun nimic, nu mai pot. Asta zi eu. Poftim. Filăm cu ce avem, nu? Da. Ce-ți dorești mai mult? Mai mult, mai mult. Tu plec sau să rămân? Da. Și la Bianca. Și la fel. Nu știu. Că nu știu, e jumate-jumate. Sincer. Singurul motiv pentru care vrei să pleci este acela de a nu-l mai vedea pe Robert aici. Da. În speranța care să ți se stingă din sentimente. Sau ți-e frică că se apropie de vreo fată. Nu mi-e frică că oricum îți decisă să nu, să nu mai continuăm. Să mai fie ceva între noi. Dar nu de asta, să nu te doară. Probabil că mi-aș dori mai mult dacă să plec, dacă l-aș vedea cu cineva. Mm-hmm. Da, doar asta. Doar ăsta ar fi motivul. Da. În rest, tu ai rămâne. Da, exact. Ca să nu le dai lor satisfacție. Lor. Cine sunt acești lor? Sau doar aceste? Păi... M-a spus bine aici, nu? Păi și eu când am zis, am fost cumva... Am pus la zid că de ce prefer să rămân cu tine decât să... Cine te-a pus la zid? Păi de părerile ei și nu te-a părerile pus la celorlalți, zid. Că băieții nu spuneau nimic. Părerile celorlalți care? Sau celorlalte? Mai mult a Mihaelei. Mihaela era foarte fericită că sunt pusă postura asta, cumva că prefer să rămân cu ea în cameră și să-mi fac mie un rău, decât să mă mut, să stau liniștită. Da, pentru că nu te-a înțeles nimeni. Și când nu spui de ce faci un lucru neînțeles de multe persoane, pari greșită, dacă nu spui adevărul. Dacă spuneai adevărul... Eu m-am liniștit, eu am aflat adevărul. Eu te-am înțeles. Pentru că e conștientă și ea că nu am făcut un lucru atât de grav. Nu este vorba despre asta. Eu asta cred. Dacă vrei și dacă poți să spui aici, eu consider că este corect să spui. O, nu vreau să zic nimic aici. S-a înțeles ce era de înțeles. Da, probabil. Probabil. Mulți n-au înțeles. Nu mai contează acum. Dar făceam comparație cu situația ei, că și eu preferă să... Contează pentru tine. Contează de cum, de, contează să fii văzută cum ești tu, de fapt. Adică, consider că e mai important să fii sinceră decât să... Eu am fost sinceră. Prefer să, am fost sinceră. Prefer să nu-i dau satisfacție ei de a rămâne singură decât să... Dar îți este greu. Pentru mine nu e o satisfacție, că pleci sau că rămâi. Indiferent, am mai spus și mă repet. E contrazici, pentru că în vestiar ți-o păiai și ziceai, vai ce... Da, am ironizat-o, îți dai seama, Bianca, că am ironizat-o când am văzut-o că... lucrurile, abia așteptai și zâmbeai acolo. Dar eram convinsă că... Stăteai în liniștit, abia da, așteptai. Dar n-am nicio treabă, sincer, că plec sau rămâi, mi-e egal. Eu sunt ironică și tu știi bine. Mihaela, sincer, eu acum te știu pe tine că ești o persoană destul de glumeață, amuzantă și, nu știu, ai simțul umorului foarte, foarte dezvoltat. Dar chiar mi se pare aiurea, indiferent că e Cristina sau că e o altă, oricare altă persoană, când plânge și e în starea aia să te apuci să înțelegi, adică... Da, pentru că poate și eu mai sar calul uneori, recunosc, eu mai sar calul uneori, dar... A dus totul la extrem. Da, adică... Da. Bun, deci ce faci? Pleci sau rămâi? Ce să înțeleagă băieții? Las la mâna destinului.
O să-mi zici Laur direct, nu trebuie să-mi zici Destin. Cum? O să-mi zici Laur, nu trebuie să-mi zici Destin. Da? Ok. Dar mai avem aici doi colegi supărați care nici măcar nu mănâncă împreună. Nici nu pot să stea împreună. Robert și Radu. Nu, nu, nu. Și deja de câteva zile să mănâncă. Antoni și Cosmin? Nu pot să mă înțeleg cu ei. Antoni și Cosmin? Nici măcar nu iau masă împreună. Unul stă la calculator până doarme, celălalt vine în cameră și se culcă separat. Stă la calculator? Stă jos la recepție, nu stau în cameră unul cu altul. Până doarme altul, se pune, vin pe rând în cameră. Aveți listă care stă... Cumva trebuie să rezolve situația asta, că le-am sugerat amândurora să se împace. Sunt două la recepție. Și nici cum, ca fetele. Da, de la ce? Sunt două fete. Dar atunci e faza cu gluma. De atunci. Am spus că nu o să mai vorbesc cu el, pentru că mi s-a părut că... În afară știe când e glumă și când vorbim serios. Aici odată ca și cum nu a fost glumă și el ne-a zis nu o să încetăm și noi l-am încetat, că nu respectăm sau ceva de genul ăsta. Și am considerat că nu mai am ce să vorbesc. La recepție stau pentru că urmăresc un serial, nu are legătură cu el. Și când ne întâlnim, nu vorbim, ne evităm și atât. Cred că următorul material o să vă, măcar, nu o să vă ajute să vă înțelegeți mai bine, dar cred că o să fiți de acord. O să aveți aceeași părere. Cred eu, bănuiesc, habar n-am, nu știu dacă o să fie așa. Vedem după material. Sigur. Pentru că pare că niciunul dintre voi doi nu se înțelege bine cu Giulia și nu o înțelege pe Giulia. Dacă doi oameni zic că ești, mă rog, mai continui. Cum? E bine, așa nu mai zic. Să înțeles ideea. Era o comparație mai așa, n-am vrut. Era o vorbă, de fapt, o comparație. Că dacă doi oameni zic că ești beat, păi te duci și te culci. Da, la mine trebuie să vină cu mai mulți oameni, nu erau doar cu trei oameni, trebuie să zic. Trei oameni, zic numai doi coincidenți. Bine, s-a vorbit foarte mult despre asta, dar aș vrea să vezi. Okay. S-a vorbit despre plânsul Giuliei, dar aș vrea să și vezi cum s-a ajuns aici. Ducem. Poate că o să înțelegi diferit. Poate. Poate. Mm. Hai să urmărim. Uite, Cosmin se cere la fete. Măine. Poftim, comportamentul. Păi vrei să zic ceva, Giulia? Și el aștepta fata nouă. Și de ce n-a zis când l-am întrebat eu? A luat-o pe Catinca. A luat-o pe Catinca, grădină. Uite, mă, nu cred! Bă, ce obraznic e, mă! Bă, omul nu-i sănătos, mă! Deci nu cred! Mă! Mulțumesc. Mă, dar de ce nu-și asumă? Sunt ok, îmi revin imediat. Apă vreau. Ce? Ocupă-te. Ei, ocupă-te. Ce e? Bărbatul meu să se ocupe. Las că-mi revin, că sunt femeie în toată firea. El a luat-o pe Catinca sau Catinca l-a fi luat pe el? Nu știu. Mamă! Opa! Detașe, spune-ți, vă rog. Bă, dar și Cosmin, frate. Nu e de înțeles. A venit pentru Catinca. Măcar dacă îi spunea, înainte, vezi că... De ce n-a zis vreau să merg la Catinca? Cosmin a făcut asta doar ca să te facă pe tine geloasă, pentru că el a văzut că nu te-ai pus unghiile. Dar cum să mă pun lângă el din momentul în care el mie nu-mi dă nici măcar o secundă de atenție, Ionuț? S-a zis că nu simte nimic pentru tine. Tu de ce continui? Crezi că va simți păi la un moment dat? Am continuat ceva? Dar crezi că va simți la un moment dat? Dar nu am continuat nimic. De ce râzi, Giulia? Interesant, material. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare că Antoni tot a pus accent. A făcut lui Cosmin, spunându-i Giuliei că Cosmin așteaptă fată nouă. Și Gianni de față când a zis asta. Nu știu dacă mai era Gianni. A, da, eram. Mai erai? Nu atunci când ți-am spus eu ție, când a zis Cosmin asta în emisiune. Da, a confirmat și Gianni. Catinca, tu de ce ai râs pe material? De reacția tuturor. Cum au venit toți, băi, ca niște rățuște. Cum? Ca niște rățuște, așa. Da. De asta râdeam.
Da, mi s-a părut că Antonia a încins acolo atmosfera. Catinca, te uitai la băieți în loc să te uiți la material? La lacrimile Giuliei? Da, am văzut și lacrimile ei. Dar pe mine m-a amuzat reacția lor. Fapt. Cosmin, tu te-ai uitat la fete sau te-ai uitat la lacrimile Giuliei? M-am uitat la material. Da? Da. Acum ai înțeles? Nu susțin părerea. Se pare ceva exagerat? Se pare ceva, nu știu, teatral? Nu, că mi se pare exagerat. Am spus și ieri că mi se pare exagerat. Pentru ce? Că am avut un date și un sărut? Așa. Da, bine, n-ai văzut. Doar auzisei. N-am înțeles. Doar auzisei, nu ai și văzut. Acum ai văzut. O plâns și cu mine de față, tot așa zilele trecute. Nu mi se pare... Nu știu, nu, mi se pare așa, prea mult. Adică pentru ce? Dar n-am plâns că m-am îndrăgostit, Cosmin, potolește de puțin, calmează-te. Nu ai plâns pentru ce am făcut eu, adică... Am plâns pentru că știu ceea ce s-a vorbit la date, Antoni, te rog frumos, oprește-te. Tu, în primul rând, că n-ai nicio treabă. Am plâns pentru că știam ce s-a vorbit la date, știam discuția dintre tine și Laurențiu și mi s-a părut absurd. Nu exista o legătură acolo, cum ai ajuns înapoi să stai de vorbă cu Catinca? Plângeai pentru că m-am dus eu și vorbeam cu Catinca. Da, nu plângeam ca în sentimente pentru tine, că te iubesc, că nu mai pot de tine, că nu e așa. Deci a plângea pentru că eu m-am dus și am vorbit. Că plângeam de ciudă, nu pentru care ia sentimente. Pentru că m-am dus și am făcut chestia asta. Pentru că a zis că n-ai fost bărbat asumat. Dar și dacă ar avea sentimente, îți pare că ți-ar recunoaște acum? Am sentimente, ar fi și mai rău. Păi nu, dar pentru tine, așa unde să ai sentimente? Asta e motiv de plâns? Antoni plângea la hotel că nu-l băga fata aia. Înseamnă și el vorbește. Avem de unde să știm dacă într-adevăr a plâns. Atunci știe ce m-a neascultat. Chiar și acum dacă-ți cita cu el, dar a plâns. N-am de ce să nu. Noaptea manelelor. Nu știu, Cosmin, eu cred că tot din moment ce nu simți mereu spui că e exagerat. Și la Catinca, când ea ți reproșa anumite lucruri și plângea, spuneai că e exagerat. Acum că e exagerat. Păi și nu era acolo, exagerat. Părerea mea. Cum? Ce să zic? Nu, Giulia a plâns pentru că i s-a părut că Cosmin nu e un bărbat asumat la modul că nu a pus punct cu ea cumva și că s-a dus la Catinca, nu? Dar ce punct să pun dacă n-am avut legătură? N-am avut nimic, unde să pun? Exagerat, mă, că poate ea așa, ea poate interpretat cumva și să fie din spatele camerei. Dar eu ce să fac, mă, frate, dacă ea interpretează? Interacționez cu 7 fete deodată, am avea să zici așa. Pe rând. Ce aveți, Laurențiu, Cristina, ce? M-am cerut la cameră, am spus că merg la fete, la Catinca, nu merg la X, la Y, la Z. Cum? Păi da, contrazicem părerea asta. Așa. Și el are o părere, eu am altă părere. Nimic nou, da. Fie. Ce frumos să zâmbești când te contrazici. Da, de când e doar prietenă cu Radu, simt și eu. Da? El simte că toate fetele îl plac oricum. Da. Sunt glumițele voastre. Da, revenim. Vreau să înțelegi că sunt luat. Ce rău îmi pare. Revenind... Crezi că are un buton pe care apasă și începe să plângă așa? Ai văzut cum a început să plângă? Instant! Antoni, de ce râzi? Pentru că și eu sunt de aceeași părere cu Cosmin și de aceeași părere cu toți colegii mei, că e teatru. Păi toți colegii tăi care? Comandă. Care sunt? Laurențiu? Eu nu? Sigur, eu nu cred. Ba, că nu am cred, nu cred că e teatru. Discuția. Nu cred. Nu crezi? Nu. Minți că mie mi-ai zis că asta crezi. Ai zis exagerat, cum poate să exagerat, dar am zis că e teatru, a plâns pe bune femeia. Da, poate n-am exagerat eu cuvântul. Chiar Bianca nu era întemeiată, dacă sunt lacrimi, e real. Exact. Și au fost? Da, au fost. Da, au fost. Săraca e de crezut cumva. Săraca, zici că cine știe ce. Da, și că e teatru. Și că nu înțeleg. Deci, Antoni, atunci puteți spune că și tu ai făcut teatru când ai lăsat capul jos? Tu ai făcut teatru? De la început, ce să ziceți, pe mine nu mă deranjează. Fiecare cu părerea lui, că Giulia se atacă, că îmi dau eu cu părerea, e treaba ei, are la urmă. Bun, asta nu înseamnă că ai și dreptate. Corect, dar nu am zis că am dreptate. Dar eu nu m-am atacat. Calmează-te. Dar? Calmează-te tu. Dar nu mă interesează pe mine părerea lui Antoni, care acum zice că e îndrăgostit de o fată care nu i-a dat nimic, nici măcar sărutul ăla în spatele camerelor. Că n-ai avut posibilitatea, n-am vrut să merg la date-uri cu tine. Că altul nu cred că mai primești în casă. Ai făcut? Mic, vorbeam cu Gianni. Vorbeai singur, ca întotdeauna, știu. Cred că în mintea ei, Giulia credea că se va întâmpla cu totul altceva când ei se vor întoarce de la date, că totuși se vor săruta aici în casă, că nu o să-i mai dea atenție cu Cosmin, nici Cristine, nici Catinca, nici nimănui, o să fie cu ea. Și la un moment dat, când Cosmin nu...
nu a continuat povestea ei sau ceea ce ea și-a făcut în cap. Dar eu nu mi-am făcut în cap că o să avem ceva neapărat. Aveai o speranță doar că ar putea să fie bine. Era speranță și, repet, văd și foarte mare discrepanță între nu mai vreau frate pe Katinka. Bun, o să te rog să încetezi și... cu chestiile astea, că nu e nimic adevărat din ce spui. Și pe... Avem materialul din grădină. Ok, avem, avem materialul când am spus, eu, am spus eu că nu mi-a plăcut Cristina sau nu știu ce. Și l-avem și pe Ionuț aici de față când am fost întrebat la date. Am fost întrebat la date. Că ai spus și de Cristina exact același lucru. Că eu, chiar l-am întrebat pe aș, eu m-aș fi dezbăgat așa de Katinka și de Cristina doar ca să te sărut pe tine. Dezbăgat. Ceea ce nu e adevărat. Despărțit. Mă rog, înțelegi esența. Era vorba de Katinka, acum nu de Cristina. Nu contează, le-ai pus pe amândouă în aceeași ea vorbea de materialul în grădină, tu cu Laurențiu vorbeați despre faptul că tu nu o mai dorești pe Katinka. Iar acum, despre ce vorbim acum? Despre materialul în grădină sau despre ăla? Ea vorbește despre acel material. Despre nu, ea vorbește despre faptul că eu am spus... A vorbit despre grădină, îi se pare discrepanță. La ce vorbesc, doar de nu mai am... Ea vorbește despre faptul că tu i-ai spus în casă că nu ți-o mai dorești pe Katinka. Ai zis în casă, din minitor, cred că și în camera roșie, și în grădină, și pe canapea, și ulterior, de fapt, înainte de discuțiile cu mine, i-ai spus lui Laurențiu. Foarte simplu. Așa, stai, Cosmin, o vreau pe Katinka. Am zis eu că o vreau, sau dacă am interacționat de două ori, înseamnă că... Ieri l-ai întrebat în casă. Am zis că... De ce ieri? Că el mi-a zis, nu? Okay. El m-a întrebat dacă... Atât de atent sunteți. Dacă... El m-a întrebat dacă pe viitor o să mai interacționez cu Katinka și dacă... Și te-a întrebat de unde e schimbarea. Așa. Eu n-am voie să mă... Și dacă ar fi așa, n-am voie să mă răzgândesc sau ce, eu nu somn. Atât timp, sentimente... Păi parcă nu simt ce... N-am zis că a fost ironic. N-am zis că Iulia, Laura a fost ironic. Nu. N-am zis că sunt sentimente și când m-a întrebat dacă aș vrea date cu ea sau ceva, am spus că nu. Și doamna Andreea m-a întrebat și am spus că deocamdată nu. Ai zis poate. Ok. Eu mi-am amintesc că am zis deocamdată nu, dar mă rog. Și eu la fel care certa cu. Vă legați voi de ulterior. Ulterior ai zis poate. Doamna Andreea, reveniți-vă. Ok. E vina mea. Că te tot dezici de lucrurile pe care le zici. Dar bine, atunci... A zis poate, fetelor? Da, poate. Ok, aici, aici. Poate da, poate nu. A zis poate. Gen. Bine, atunci sunt Tom și cred că am voie să mă răzgândesc. Sunt Tom și cred că am voie să... Asta clar, da, normal. Doamne, da. Da, mă, eu... Bun, a plâns acolo în casa băieților, dar în momentul în care... În momentul în care a venit în casa fetelor, pentru că în casa băieților a apărut că și-a revenit. Așa. Dar când s-a întors în casa fetelor... Ce credeți că s-a întâmplat? A plâns. Așa e? A plâns? Cine? Cosmin. Nu știu. A râs. A ce mai contează? A trecut plânsul? Jur că a plâns. Așa e? Plâns. De ce? Eu cred că a mâncat. Nu. Nu văd o femeie sensibilă și cred că a început să plângă. Cum? Mai fi, văd o femeie foarte sensibilă Vrăjala. Și bănuiesc că a început să plângă. Vrăjala. Că nu și-a spus tot oful. Bun. Și cine credeți că i-a fost alături? Lorena. Katinka. Da, nu, nu, stați așa. Dar Katinka e Lorena. Apare și ea pe material. Nu mai știu. Tu? Nici eu nu mai știu. Pe cine stă cel mai de Dar hai să vedem dacă i-a fost alături sau nu. Hai să urmărim. Eu cred că Mihaela. Nu. Ai grijă de măr. Dar tu, Cosmin, nu vă mai intersectați. Nu, că am fost trimisă prin grădină. Se întâmplă ceva în casa asta. Întâmplă ce? Nu. Ce ai, Giulia? Nimic. Cum n-ai nimic? Că se vede. Cine tu ai? Cine tu? Nimic, nu am nimic. Dar nu țipa. Dar nu am nimic. Nimic. Ai văzut conexiunea? Și noi suntem femei și știm ce înseamnă. Ți-au dat conexiune? Zi da sau nu, numai la asta. Ai văzut conexiune? Îți dai seama. Da. Îi râdeau acolo și l-am făcut asta. Și? Cum ți-a părut interacțiunea cu Gianni? Tu ai fost cu Cosmin, nu? Da. S-a spărat?
Da, de asta e supărată. Ea s-a dus la Cosmin și Cosmin a venit aici? Da. Ce aș putea să fac eu? Eu sunt mărul discordiei aici în casă. Care mai de care se ceartă, mă? Mă bagă în discuție. Îți place în casă? Păi nu i-a zubit în gărin, era clar păi că iau nu. Să se supere. Păi și ce problema mea că s-a supărat ea? Pe ce s-a supărat? Că eu am discutat cu el și i-am zis, am glumit, mereu glumesc cu el. Mi s-a părut nimica așa. Când oricum nu. Și cu fosta lui cunoaștere. De ce ai face asta? Dar ce privire are Catinca, da. Deci moară, zici că te taie. Zici că e salamandră. Și noi am marcat privirea. Și când ziceam eu, spuneați că nu, că nu are și zâmbetele și râsetele. Ce era atât de distractiv? În fine. Catinca. Ce era distractiv? Îi ziceam dacă îi place Vladei în casa iubirii în prima zi. Sau a doua era? Se da. Râdim cu toți. Ce se placă? Dacă îi place aici la noi. Tare. Dar vorbea au fost despre foarte Giulia și despre Cosmin. Și Giulia plângea. Nu te-au impresionat lacrimile ei? Nu știam de ce plânge așa, adică nu s-a întâmplat nimic între mine și Cosmin și am și spus. Mi s-a părut că a fost o discuție normală. Am râs, am glumit, pe care n-am făcut nici măcar ce am făcut. Un gest spre el sau să zic că mie nu mi s-a părut că am făcut ceva greșit. Tu ai plâns și pentru că m-a complimentat Cosmin pe mine înainte să o s-o facă cu tine. E, adică dar poate, nu ar trebui să judeci pentru că tu ai trecut printr-o situație asemănătoare. Poate orice. Noi nu. Să înțelegi asta. Da. Da, dar noi eram eu am plâns pentru că aveam așteptări de la el. Dar așa cum am avut și eu. Poți să compari tu date-ul tău cu date-ul meu? Știi tu ce a fost în spate la date? Lasă, că știu ce a fost la al meu. Am cerut de nevastă, ce ți-am... Pare că nici noi nu știm ce a fost. Vezi că ai aceleași replici pe care le-ai avut cu Catinca. Păi na, dacă astea-s valide, ce să fac? Dacă astea se aplică în situații de-astea? Pătulește-te cu replicile astea, le folosești la tine afară cu alea care vorbești, nu cu mine. Vreau să știu, a fost mai mult de sărut? Nu, Laurențiu, nu te-am mai zis. Nu! Tu ai același comportament. Unde ține mâinile? O să l-am în continuare pentru că am... Și eu o să am același vocabular în continuare. N-aș avea de ce să-mi schimb relativ la tine. Niciodată. Mai degrabă vorbesc frumos cu Anthony decât să vorbesc frumos cu tine în momentul ăsta. Auzi, ce Giulia, dar la date ai avut ceasul greu? Cum se poate? Unde vă duceți? În ce zonă vă duceți? O să zic eu? Da. Am sperat că ziceți că nu. Zi dacă te ține, hai! Mă ține, gata. Nu vă duceți în zone în care n-aveți acces. Da? Nu era vorba de minus aici. Că imediat le minimizăm. Nu știu, putem să o număm zona interzisă. Nu se poate și eu. Acces din aia. Bun, să ne întoarcem la material. Catinca, n-ai scăpat. Of. De ce te simțeai atât de bine? Bun, să ne întoarcem la material. Catinca, n-ai scăpat. De ce te simțeai atât de bine? Doar așa părea. Păi, părea bine pentru că avusesem interacțiunea cu Cosmin, am râs. Am râs în continuu, aveam o stare bună. Doar nu râdeam de necazul ei. Nu. Dar văzând-o pe Giulia plângând, nu ți-ai adus aminte de lacrimile tale din cauza lui Cosmin, acum, de acum câteva luni. Da. Nu? Mi-am adus. Ți-ai adus aminte? Da. Bun, dar eu... Și ce-am spus? Ce vina am eu că a venit... Am fost în plic. Dar cine zici ceva de dar tine? Dar nu, mi se pare... Nu știu. Vrei tu să rezonezi cu tine? Dacă nu simt să rezonez cu tine. Pur și simplu, am văzut, da. Rezonează cu Cosmin în continuare. Dacă nu o să plângi, să nu... Bun, dar noi am fost într-o cunoaștere, ea putea să... Mi-aduci un pachet de cinvețele. Aveam o situație cu ea, era într-o cunoaștere. Dar tu singur ai zis că ai exagerat, Catinca, de multe ori. Susțin că ai exagerat, dar era într-o cunoaștere. Dar mi-a spus și acum. Mi-a spus în continuare că eu... O lucru vreau să spun de vedere. Un singur lucru vreau să mai spun și să închei subiectul Cosmin, Catinca, nu mă interesează. Catinca poate să facă ce vrea, n-are niciun fel de datorie față de mine. Iar eu, la rândul meu, nu am niciun fel de datorie față de ea, da?
Și nici o față de tine. Față de voi sau ce ai zis? Lasă-mă. Mă bucur, doamna, m-aș bucura dacă ei ar avea parte de ceva frumos, dar nu mi-aș dori ca Catinca să treacă din nou prin ceea ce a trecut. Pentru că eu când am intrat aici în casă, ea mi-a spus prin ce a trecut. Îți spiri. Da? Deci... Și tu de ce te mai apropiat de Cosmin dacă ea ți-a povestit? Credeai că cu tine va fi diferit. Fiecare experiență așa este diferită. Așa suntem noi femeile. Exact. Și cu mine e altfel. Da. O să ieși așa. Depinde de fiecare persoană, Radu. Nu, vă rog eu, nu. Mă abțin. Greu, greu. Dar zici, doamna, le cere. O să-l bat. Și oricum, cred că ar trebui să mulțumesc pentru materiale. Înainte să vin eu, Cosmin voia să plece, că nu avea cu cine să interacționeze în casă. Acum s-au regăsit și ok, poftim? Să-ți mulțumim pentru materiale, dar cine ești tu? Nici o secundă că vreau. Vrei să-ți ridici în statuie aici? Dar știa că, da, te rog. Da. Să-l mai așteaptă tu unul și vine. Să meriți o statuie. N-ai zis, cred că fix în prima săptămână în care a fost... Se aștepta să plece. Vrea să plece. Nu vrea să plece, normal, cine vrea să plece de aici? Păi tu ai, mai înainte ai zis. Tu ai zis, eu. Mai vrei să plece, apropo? Voi sunteți aici în această casă, iertați-mă, vă întreb și eu. Eu nu, da. Deci, da? Și-a dorit Cosmin să plece? Nu. Eu parcă... Da. Cosmin, ți-ai dorit să pleci? Da. Eu n-am spus asta, am spus că mă simt în plus. Doamne, ferească Dumnezeu. Ce? Ai zis că... Te simți cumva în plus? Da, păi bun, că mă simt în plus că pentru că ți-ai dorit să pleci. Și că... Iar Radu cu nuanțele lui de... Și că nu-ți mai găsești locul în casă. Am spus că mă simt în plus. Că nu mai vezi un rost din rămânerea ta aici. Da, pentru că nu am către cine să mă duc, n-am la cine să mă cer, n-am cu cine să interacționez. Și asta ce înseamnă? Mă simțeam eu. A, ne spuneai doar starea ta. Exact. Dar voi să nu cred că am afirmat că vreau să plec. El a zis, nu? A zis că... Concret, vreau să plec? Nu. N-am spus. Da. N-ai spus. Le-ai cerut fetelor să te voteze? Nu cred. Le-am cerut să mă... Ca lider așa. A, ca lider? Ca lider. Nu am... La eliminare, în gală, vot de eliminare. Nu mi-amintesc. Fetelor, dacă vreți, puteți să mă votați. Ce faci? Parcă așa, dar... Puteți să mă votați în gală să plec. Și fetelor, dacă vreți, în gală puteți să mă votați. Și în prima mea gală tu ai fost în față. Dar era dezamăgit așa. Poate. Păi cum dar nu mai știu, nu mai știu. Sincer, nu mai știu. N-ai cum să știi când mint. Păi bun, dar atunci nu te mai contrazice când gen... Zici. Păi nu, dar nu m-am contrazis. Am spus că nu am spus... Nu știu, nu mi-aduc aminte. Nu am spus concret că vreau să plec. Cred că erai la noi în casă, la masă, dacă mi-amintesc. Nu, oricum, asta face parte din trecut. Acum ai pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Spune Cosmin pentru ce. Pentru ce? Păi tu ai zis pentru ce. Păi recunoaște, asumare, în asta și constă. Poate pentru... Ce? Am eu un material. Priviți cu atenție. Ladies first. Vai, mersi. Cum ne-am ajuns tot noi în aceeași situație? Ah, păi mie întrece. Îți înscrii? Ți-ți iau un leu pe cuvânt. Bine. Deloc scump. Dacă faci, faci de două cuvinte? Rând. Da. Doi lei? Nu, două rând. Nu știu. N-am mai râs atâta să mă opresc, doamne, iartă-mă, că iar zice lumea că cine știe ce... Dar tu mai ai ceva pentru mine? Nu știu. Ce are Cosmin? De ce are Cosmin? O zi în cap. Indiferent de ce o să ai tu, ce cunoaștere o să ai sau nu, eu am fost prima. Prima ce? Cunoaștere. Aha. Așa că... Te bucur sau... Păi, nu, mă bucur că eu am dat startul. Da. Deci că tu mi-ai pus capac? Tu mi-ai pus capac? Tu mi-ai pus capac?
ce-o fost zic? Eu am luat-o ca pe o... Hai mă, să interacționăm. În mod normal, nu cred că aș fi acceptat. Sincer să-ți spun. Nu de ce ai acceptat? Fraieră. Te-ți pare rău? Nu. Cred că ar fi bine să te duci să vorbești cu Julia. Știi că ești fixist. E, singur. Că dacă eram și eu om normal acasă, adică normal. Crezi mai... că mai ai vreo șansă? Zici că e cineva potrivit pentru tine și zici, mamă, ce frumos e vaia. Bă, și când îl vezi, cum se ați comportă. Mi s-a mai întâmplat și mie trecut, nu-ți dai seama. Nu v-ați înțeles atât de bine nici după date. Vezi, bătaie cu perne. Înainte de date, nici după date, nici. Ei, au mai fost, au mai fost. Dar că sunteți mai bine ca niciodată acum, Cosmin. Poate. Poate. Nu știu. Să-l numim efectul Julia? N-aș zice. Julia Cupidon. Păi de ce n-ați zice că dacă n-aș fi fost eu, tu nu te-ai mai fi cerut în casa fetelor, înțelegi? Că tu nu te-ai mai cerut în ultimul timp. Da, dacă te raportezi la ziua aia, da. La mai multe zile la rând, dar e ok. Tu lasă doar pe ziua aia. Care mai multe? Că au fost două. Bine. Săptămână. Oricum, Julia, nu te aștepta nici unul, nici actul să recunoască chestia asta. Adică nu, nu, Doamne, nu prea are sens. Până la urmă, ei doi, acolo se simțeau bine. Nu știu, Catinca tot așa e revoltată și față de mine și față de toată lumea. De ce noi îi punem în același context, că îi asociem pe ea cu Cosmin? Dar eu am văzut la material, pe material, acolo era flirt, zâmbete, ei se simțeau bine. Nu era o discuție amicală. Adică Catinca în ultimele zile strălucește și am spus asta. N-am văzut-o râzând atâtea zile la rând. Niciodată. Poate mai râde la hotel, mai are câte o criză, dar așa intens zile la rând nu a fost, nu s-a întâmplat. Bine, ea a început să strălucească de mai mult timp, cred că de când i-a trecut de Cosmin. Doar că acum, apropiindu-se de Cosmin, a început să și zâmbească. Parcă să recunosc din nou. Ba chiar să și râdă. Da. Parcă revenim cumva la trecut, nu? Poate că dacă mergeți așa cu pași mai mici, ca Melcul... O să detroneze pe Lorena în topul lui. La jocul ăla cu plicul... Care de fapt era Lorena Cristina. A fost mai perfectă, nu? Și crezi că a rămas acolo, Lorena? Dacă a zis ieri alaltă la jocul ăla cu plicul că Lorena e cea mai perfectă fată din casă, bănuiesc că tot e mult mai sus ca... Asta pare că e cea mai perfectă sau? Stai, că nu e bine. Te-am îngropat. Dar de ce zicem asta? Bă, de aia eram așa atent că așteptam momentul. Te-am îngropat. Deci nu cred așa ceva. De ce să nu cred, mai Chris? Da. Deci tu ieri, un lucru de spus, ieri la jocul cu bilețelele, la întrebarea ce fată are, ce fată din casă, din casa iubirii, are cele mai multe calități, Cosmin a răspuns, Lorena. Doare capul? Da. Păi ce să răspund? Dacă ziceam Julia, nu era bine. Dacă ziceam Julia sau Catinca, iarăși ales parte interpretat. Lorena păi de cine puteam să zic? Nu se interpreteze. Pentru că nu vreau să se interpreteze. Păi și acum ai lovit și Laurenț. Nu, pe el m-a lovit, eu sunt mândru cu alegerea lui. Eu știu. Deci nu mai sunt, că mie nu mă mai place. Da. Acum e Lorena. Da, și ai mers la date cu Julia și Catinca. Ai făcut o poezie Cristine și ai plăcut-o pe Cristina, iar cele mai multe calități le are Lorena. Deci cum le învârte Cosmin? Din ce să nu se interpreteze? Păi și de cine să zic că dacă ziceam de ele două nu era bine, dacă ziceam de Cristina nu era bine. De Mihaela la Lorena nu mai poți. De Mihaela iarăși s-a zis că îi place de Mihaela, nu era bine. Cristina e cea mai logică, era. O să zic eu. Nu cred că a luat opinia nimeni.
eliminare și a zis, bă, nu poți să aleg pe aia că sare lumea, nu poți să aleg pe Catinca că sare lumea, pur și simplu a ales cu sufletul și foarte bine a făcut. Dar el o cunoaște pe Lorena ca să știe ce calitate are Lorena. Păi dacă în ochii lui așa e, și eu îi dau dreptate. El din prima zi a scris-o foarte frumos pe Lorena. Amintesc că Catinca chiar s-a supărat pe calitățile descrise de Cosmin și erau calitățile Lorenei. Zi-mi, ajută-mă, e matură, înțelegătoare și răbdătoare. Okay. Eu mi-aduc aminte că într-una dintre primele discuții cu Catinca, ea mi-a spus lucrul ăsta, că a deranjat-o foarte tare că la un moment dat Cosmin a pus-o mai prejos decât o altă fată din casă. Și știți de ce m-a deranjat? Că am revăzut date-ul nostru fix ieri. M-am uitat la date-ul nostru cu Vlada să-i arăt date-ul, ca să înțeleagă ce a fost între noi. Și mi-aduc aminte că eu ți-am zis ție că eu îmi doresc un bărbat care să nu mă pună mai prejos de... Dar acolo nu-i că își dorește el sau nu, cum simte. Dacă dar Laurei, ce cozi înainte a simțit să-i ofere Catinca-i trandafir. Dar, și dar el știe ce are cu adevărat. Eu de asta am fost dezamăgită, că eu îi spusesem deja ce-mi doresc de la el. Și el, nu, Cosmin, totul perfect. Bravo, bine, dezamăgire până la urmă. Felicitări. Te-a pus pe tine? Felicitări. Probabil. Bine că acum Catinca-i nu-i pasă. Pentru că înainte cu o zi a dat trandafirul ei, a ales-o pe ea. N-am vrut să mai las loc de interpretări, de asta am spus de ea și... Nu cred. Și nu, n-ai lăsat nu loc. Cred asta, aici iar faci Maradona, nu cred. Nu Maradona. Noi nu am interpretat nimic. De oricine aș fi spus, nu treaba asta chiar nu este ce... Nu e un lucru de interpretat aici. Nu e nimic interpretabil în declarația ta. Julia, Catinca, v-ați împrietenit? Dar nu ne-am certat sau n-am avut niciodată. Ne mai contrazicem, ne așa. Ne mai contrazicem, dar nimic. Dar tu, ce simți? Simt că între noi în continuare este ceva, nu știu ce să spun, cum să o denumesc, să o definesc. Toate lucrurile sunt bine între tine și Bianca și confirmă asta oriunde, hotel, Pitești, etc. Dar la hotel chestiile astea s-au durat și floarea, și brelocul, și camera roșie. Oarecum, eu nu știu cum să zic, e într-o poziție așa mai precaut. E mai precaut. Deloc precaut. Părerea mea. Nu înțeleg. Vrei să ne spui ceva, Anthony? Ce s-a întâmplat la hotel? Părea și el conștient de faptul că încep să fie niște discuții. Ce discuții? De adun. Asta cu trandafirul, camera roșie. Păi și astea sunt discuții. El așa mă cunoaște. El așa mă cunoaște. Eu nu-ți pare afectat de ceea ce se întâmplă aici în casă? Pare un pic îngrijorat. Antoni mi-a spus că cumva eu nu-ți crede că lucrurile se răcesc între el și Bianca. Când te văd așa afectat, singurul meu sfat ar fi să nu bagi mâna în foc. Și el a zis, eu nu bag mâna în foc pentru nimic. Această gală este o gală. Julia, Catinca, v-ați împrietenit? Dar nu ne-am certat sau n-am avut niciodată. Ne mai contrazicem, așa. Ne mai contrazicem, dar nimic. Dar tu, ce simți? Simt că între noi, în continuare, este ceva. Nu știu ce să spun, cum să o denumesc, să o definesc. Toate lucrurile sunt bine între tine și Bianca și confirmă asta oriunde. Hotel, Pitești, etc. Dar la hotel... chestiile astea s-au durat și floarea, și brelocul, și camera roșie. Oarecum, eu nu știu cum să zic, e într-o poziție așa mai precaut. E mai precaut. Deloc precaut. Părerea mea. Nu înțeleg. Vrei să ne spui ceva, Anthony? Ce s-a întâmplat la hotel? Părea și el conștient de faptul că încep să fie niște discuții. Ce discuții? De adun. Asta cu trandafirul, camera roșie. Păi și astea sunt discuții. El așa mă cunoaște. El așa mă cunoaște. Eu nu-ți pare afectat de ceea ce se întâmplă aici în casă? Pare un pic îngrijorat. Anthony mi-a spus că cumva eu nu-ți crede că lucrurile se răcesc între el și Bianca. Când te văd așa afectat, singurul meu sfat ar fi să nu bagi mâna în foc. Și el a zis, eu nu bag mâna în foc pentru nimic. Această gală este o gală. Cât de bine o cunoști tu pe Lorena? Păi, mai deloc. Doar din ceea ce vezi. Mai deloc. Nu? Mai deloc. Doar din întâmplările... dintre cunoașterea lor. Deci Catinca nu este răbdătoare, înțelegătoare și matură. Nu am vrut să
spun anumite persoane, pentru că se interpreta că vreau să fac pași. Da, da, de acum ai să spui că cu mine n-ai avut nicio treabă. De aia puteai să spui că ai avut date-ul și automat ar trebui să o cunoști puțin mai bine. Eu am credeam că o să zică de Cristina. Păi de Cristina a zis că n-a spus cumva ca să nu interpretez eu. Dar ai preferat să zici de Lorena, care e aproape într-o relație cu Laurențiu. Păi și ce? Laurențiu știe... Poate că până la urmă nu va deranja dacă spune despre ea. Pe Laurențiu nu l-o deranjeze. Laurențiu știe poate. Și n-a deranjat când ți-a ajutat. Te-a deranjat. Nu m-a deranjat. Dar nu e vorba de băieți acolo, e vorba de Catinca, care și așa nu are încredere. În funcție de pe vorba de cine e deranjat. Păi eu am luat-o prin excludere. N-am vrut să mai îmi place. Cap, dar văd că tot aici s-a ajuns. Cosmin, ce-ți place? Dacă ce se întâmplă acum? Cunoaștere dintre Lorena și Laurențiu nu, nu mai funcționează. Nu, nu. Vei putea să te apropii de Lorena, nu trec peste două luni, peste trei luni. Nu, nu. V-ați împrietenit? Da. S-au împrietenit Catinca și Giulia. Oh, Doamne. Nu mai înțeleg. Iar că oftezi două se ceartă, a treia câștigă. Să zicem efectul, Cosmin? Oftezi care ea, da. Băi, el îmi spune că e rând. Lorena are ceva în mână. Și nu vrea să ne zic ce. Giulia, Catinca, v-ați împrietenit? Dar nu ne-am certat sau n-am avut niciodată... Ne mai contrazicem. Ne mai contrazicem, dar nimic. Ne dăm bună dimineața și bună seara dacă stăm ne și la aceeași masă. Stăm și la aceeași masă, da. Catinca, de ce crezi că a declarat așa Cosmin? Îl crezi ce zice? Pentru că n-a vrut să dea de înțeles, n-a vrut să se interpreteze, n-a vrut să... De unde să sau... știu eu? De unde, ce gândește el? Dacă așa a simțit, așa a făcut. Păi, da, dacă putem, putem să o luăm logic, dacă vrei, să o luăm, păi, o luăm pe rând. Păi, ți-ai firul, ți-a ajuns. Cu Giulia, de ce aș fi spus Giulia, dacă eu am avut ceartă cu ea? Cu Catinca, iarăși, dacă aș fi spus Catinca, iarăși aș fi dat speranțe. Păi cum ce? Că tu i-ai dat speranțe? Da. Nu, i-ai dat speranțe cu trandafirul și de dai speranțe? Ăla a fost un gest mic, dar dacă făceam afirmația asta, era mai... Chiar pe materialul de mai devreme? Iartă-mă. Mai simți ceva pentru mine? Era o discuție. Ai pus capac, asta nu sunt de interpretat. Era o discuție. Era astea nu sunt de dat speranțe. Era prietenească. Vrei să intre mai pentru mine? Mai simți ceva pentru mine și mi-ai pus capac? Nu. Era mi-ai pus capac? Era semnul întrebării acum. Da, mi-ai pus capac? Da, mă refeream la propriu, când a venit cu capacul și așa. Foarte neasumat. Deci dar știe toată lumea asta. Adică tu te jucai cuvintele cu ea. Asta nu-s de speranță? Nu, mai nu. Părerea mea e că nu. Și cu un umei care calități era de speranță? Da. Din comentarii cea mai perfectă în casă. Păi mi-ai zis deja că sunt perfectă și că nu-mi găsești niciun defect. Asta nu aveam ce să... Când aveam cunoaștere. Mai cred. Păi și acum... Eram în cunoaștere. De defecte. Eu mă cunosc pe mine, trebuie să ascult ce spune el. Credeți voi ce vreți voi, ok? Eu... Păi dacă Catinca. Păi ce să zic, mă, frate? Ai, acum am luat-o prin excludere de ea, n-am zis de Catinca, de Giulia, n-am zis. N-aveam așteptări, doamna Andreea, nu mai am așteptări de la el. Ar fi fost, doamne, mai mult aș fi fost uimită. Vorbești cu Catinca, stai o clipă. Perând! A mai rămas Bianca. Eu nu mai am ce așteptări să am de la el. Chiar aș fi fost uimită dacă m-ar fi ales pe mine. Aș fi zis, stai puțin, de ce e ceva ciudat? Dar nu mai am așteptări, nu am de ce să fiu supărată. Dacă te-ar fi ales pe tine, ce era atât de grav? O minciună. Era grav, de grav. Le acceptam și super, mersi mult pentru părere. Ai gusturi bune. A, mereu am spus, e gluma mea. Da. Da. Tu de ce te bucuri? Dar cum să mă bucur când cineva vede femeia perfectă? Dar el e prietenul tău, se îngroapă singur. Ce se îngroapă? Că îmi ridică femeia, cum să... Dar el știe, doamna, că nu am cum ce să... Cum să nu știu? Dar ce faci mie pe mine? Nu aș avea niciodată... Nu, chem, că eu știu să păstrez limite. Eu mă bucur că... Păi dacă el zice că tu știi că doar așa a ales-o, că nu avea variante, nu, cum nu, te bucuri? Nu, nu, adică cea nu, mai femeie ca tine. Variante, despre ce tu știi să păstrezi limite, dar el știe? Bineînțeles, le păstra reciproc. Suntem doi oameni cu obraz și respect unul față celălalt. Să se închidă camerele. Nu, mă gândeam tot la limite. Să se închidă camerele, să vedem. Să se termine emisiunea, să vedem. Cui o să-i scrie Cosmin? Eu chiar aș fi curioasă, chiar vreau să aflu. Deci, pur și simplu, tuturor. Dar nu, în sens așa ca și om, pentru că nu se înțelege. Pe material eram convinsă că o place pe Catinca și acum cum discuta
pe acest subiect m-a deputat. El nu mai are cum să recunoască acum dacă cumva îi place de mine odată ce el a afirmat multe alte chestii, că nu mă vrea, că nu mă vede ok. Nu mai are cum. Păi a zis că e ok să-și schimbe ideea. Bun, el nu recunoaște. Da? El nu recunoaște că nu i-a asumat. El nu își aduce aminte. El nu vrea. El se dezice. El. Dar tu, ce simți? Tu ce simți? Simți că te place? Simt că între noi în continuare este ceva, nu știu ce să spun, cum să o denumesc, să o definesc. Tocăniță. Cum? Tocăniță de ciuperci. Tocăniță? Da. Mie îmi plac ciuperci. Așa. Guiaș. Nu știu, energia asta, ce e între noi, conexiunea asta, nu știu cum să o definez, vă zic sincer. Slabă. Cum? Slabă, o conexiune slabă. Slabă? Sau o lipsă de ocupația lui Cosmin. Habar n-am, nu știu, sincer. Atinca, nici n-aș vrea să-l definez în fel anume. Tu te bucuri în prezența lui? El da, eu mă simt bine în prezența lui. Dacă am interacționat de două ori, gata, trebuie să ne... Adică nu e... Dar ești mândru. Îți place această interacțiune cu el? Nu știu, te lași dusă de val, nu te lași, ți-e frică, ai rețineri, nu ai... Am rețineri, n-am încredere în el, interacționez cu el ca... coleg, fostă cunoaștere, dar mă simt bine în preajma lui. Dar îți pui limite? Normal. Nu pot să fiu așa, adică nu, cred că îmi pun limite aici, că nu vreau să o duc mai departe. O țin la nivelul de prietene după cunoaștere, nu știu. Ce să zic, Gianni? E a doua oară, nu știu. A treia oară eu zic să ne luăm direct la revedere. Are nume greu. Bun, hai să schimbăm subiectul, vă rog. Bine, nu chiar atât de mult, rămânem la Lorena. Fata cu cele mai multe calități din casa iubii. Oh, Doamne. În viziunea lui Cosmin. Cea mea? În viziunea lui Laurențiu, Lorena are niște defecte. Niște lipsuri, de fapt, nu sunt defecte. Vreau să le afli și tu noastră. Și vezi dacă poți să le schimbi. Că nu, ea ta zici că e perfectă. Dacă vrei. Nu, e perfectă cu tot cu defecte. Și tu. E ca tatuajul meu. Kintsuhi. E un tatuaj imperfect. Poftim? Tatuajul imperfect. Da, despre asta e vorba, din arta japoneză, să te accepți cu tot cu defecte. Poți fi mult mai... L-aveai înainte să o cunoști pe ea sau l-ai făcut? Da, destinul l-a făcut. Nu știam exact despre ce e vorba, dar de când sunt în emisiune mi-a scris cineva și mi-a explicat despre ce e vorba. Lasă-mă să înțeleg. Da. Pe brațul drept, tu ți-ai făcut un tatuaj care nu știi ce înseamnă. Da. De ce? Pur și simplu mi-a plăcut cum arată. Ți-a plăcut cum arată? Da. Bun. Dacă însemna ceva rău. Cum ce puteau să însemne niște lipi? Mă bucur că înseamnă ce înseamnă până la urmă. Bun. Și ce înseamnă? Ți-a scris cineva ce înseamnă? Ce înseamnă? Ce era vorba despre recondiționarea obiectelor din lut, a vaselor din lut japoneze cu aur, după spargere cu aur și ca și cum că poți fi un om mai valoros cu tot cu defectele tale. Să înveți foarte defectele frumos. Tale. Da. Dar se văd și mai bine cicatricile respective, nu? Și mai bine, asta îl face mai frumos, că-s cu aur. Că sunt cu aur. Da. Dar ele când au fost făcute, bănuiesc că a durut foarte tare, nu? A durut, a trebuit să se dărâme de tot ca să fie după aceea mai valoros. Da, și mai e aceeași? Chiar mai bine. Mai bine? Da. Dar nu mai bine e una întreagă și pui aurul ăla pur și simplu peste? Nu să acoperi o cicatrice în urma unor... Dacă n-ai avut grijă de el la un moment dat, important e să ai după, dacă, după ce-l pierzi. Important e că poți să recondiționezi. Și mai e la fel? Chiar mai bun, despre asta e vorba. Chiar mai bun? Da, mai așa, valoros. Cine zice asta? Așa e arta japoneză. Cine zice? Nu știu cine a făcut treaba. Cei care creează zic asta, nu? A, da. Bun, dar obiectul în sine ce zice? Nu știu, că nu m-am uitat să văd ce preț are. Dar este ceva mai bun, din moment ce au sărit bucăți din el? Chiar dacă le lipești cu aur. Nu știu. Ce încercați să-mi spuneți? Că tot sparte vasul, poți să lipești cu ce vrei tu. Păi, faceți un fel de referire la mine și Lorena, sau? Nu, Doamne, te întrebam. Cum? Te întrebam.
Nu știu, de părere că poate să fie mai valoros și după, chiar și așa spart. Înveți să apreciezi orice părticică a celui fas. Nu mai bine nu-l spargi? Despre asta e vorba! Exact. Nu-l spargi! Păi și dacă îi spargi deja, atunci îl... Îl iei și lipești? Îl lipești. Îl dau jos, dacă nu-mi tai mâna jos și eu... Ascultă-mă puțin, Laurențiu, una este să iei vasul da. Deja spart și să-l repari tu cu aur și una este să-l iei nespart, da. Frumos, întreg, întreg, complet, da, să-l spargi tu așa. Și ulterior să-l iei, să-l lipești cu aur. E momentul spargerii. Da. Ai înțeles? Da, da. Adică drăguț ar fi să rămâi la arta asta. Da. Să-l iei spart, nu să-l spargi tu. Să-l iei spart și să-l repari cu aur. Am înțeles. Nu să-l spargi tu. Și apoi să încerci să-l lipești. Am înțeles. Bine, asta e valabilă de ambele părți. Cumva că-i vina ta. Nu-i nimic, că mi-a spus. Cum? Nu. Cumva că-i vina lui. Adică el l-a spart și apoi l-a reparat. Nu l-a luat deja spart. Dacă. Vorbim așa, la general. Da, da, da. Nu știu. Vorbim la general. Și ar putea fi valabil și pentru el și pentru... Orice. Ia, dacă ar fi să vorbim cu cineva. Să punctăm. Bun. La ce eram? Ah, la lipsurile tale, Lorena. Te rog, privește. Nu te alintă deloc. Tu îi spui pisicuța mea, tu îi spui... Eu am zice Laurențiu, frate, nici dușmanii nu-mi zic Laurențiu. Jur dacă îmi zic dușmanii Laurențiu. Ea nu zice iubi, dubi, bubi, nu. Rubi... Da, da, dacă stau să mă gândesc, chiar așa e, mă, frate. Hai zic, ea nu te alintă niciun fel, n-am... Aștept n-am, fată nouă, frate, eu acum îmi dau seama. Eu sunt chiar prea șmecher, frate. Eu sunt prea drăgălașesc cu ea. Tu ești drăgălaș, de la ea nu observa niciun alint. Așa-i? Da. Deci acum îmi dau seama. Nu mai dau niciun trandafir, frate, nu mai dau niciun trandafir. Lasă-mă dacă dăm la cineva. De ce nu-l alinți? Sau să-l întrebi pe Radu, stai că Radu știe mai bine. Teoria. Da. Nu știe Radu. Eu consider că am avut discuția asta cu Lorena pe conexiune și am zis că... Dar s-a plâns Laurențiu la tine? Da, noi făceam... Eu... Tu ai inimă. S-a plâns Laurențiu la tine? Nu, nu, ideea a fost în fel. Ai, de zis tu? Da, ia zis. Concluziile tale? Imediat vă spun. Făceam contractul respectiv legătură cu buchetul lui și acolo eu am dedus cumva din comportamentul lor că Laurențiu este mult mai... drăgăstos și mai empatic cu Lorena decât Lorena cu el. Lorena mi se pare că e mult prea dură, prea directă. Nu e așa dură, sensibilă. Doamne. În relație mă refer. Ca persoană e foarte sensibilă, dar în relația cu Laurențiu nu este. Adică n-am auzit niciodată să-l alinte. Te-ai plâns la Radu n-ai când alinte tu. Lorena? Păi tu ai confirmat, mi-ai confirmat ieri că nu-l alinți. Ai, te-ai referit la faptul că i-am zice Laurențiu și eu mereu da. Zic în toate felurile. Asta da. Am confirmat. Care Laurențiu e un... Dita mai omul și să-l vezi că zice pisicuța mea sau să-l vezi că zice... Da, și cum ar fi să vezi Dita mai omul și să-i spună Lorena pisicuța mea? Poți să-i miau. Găsești altceva, nu știu. Și când te gândești că lucrul ăsta chiar se întâmplă. Dar te deranjează? Pe te mine nu, da. Vă dați seama. Doar discutam că era vorba despre ei doi. Am înțeles. Lorena, la linț pe Laurențiu. Da, am început. Dacă, doar dacă ne pot spune la televizor. Nu, dacă nu, te rog, nu. Nu, am aceleași alint pentru el cum și el mă alintă pe mine. Și este adevărat că la bun început cu toții știm și a fost și eu problema asta, că eu nu am reușit să mă deschid și să fiu apropiată, dar acum consider eu că sunt mult mai deschisă cu el și da, îl alint, Radu, chiar dacă tu nu ai auzit asta. Lorena, mi-ai confirmat ieri și mi-ai spus că... Păi da, că nu am făcut-o până acum. Asta e adevărat, dar bun. De la date-ul nostru asta s-a întâmplat. Deci de la date încoa. Bun, eu vorbeam pe tot parcursul vostru. Că eu stau cumva și cu tine am mai stat de vorbă și cu el am stat de vorbă și văd și interacțiunea dintre voi doi. Tu spui cuvintele direct, așa sec. Ai văzut, ți-am spus de foarte multe ori. Mi se pare că le citești pe prompter. Exact. Iar Laurențiu parcă îți spune din suflet. Parcă e un pic diferit. Atât. Dar în rest n-am zis că tu nu simți. Bun, a zis Lorena că l-alintă la fel. La fel cum? Cum spune iubire sau iubirea mea, îi spun și eu. I-am spus asta la date, chiar dacă nu a fost filmat. Și am înțeles că pisică și motan sunt lucruri diferite. Eu îi spuneam pisică. Dar nu-mi place motan, așa că o să continui să-i spun pisica mea. Și eu. Pisicu. Pisic, am zis pisic. O să-i spui pisoi. Pisic.
Sau mâț. Sună urât. Tutoi, mâț. Aleg pisică. Alegi pisica? Am înțeles. Da. Bine, dacă vreți să faceți o demonstrație acum, aici, pentru Radu. Dar de ce pentru... Trebuie să ne ridicăm în picioare, nu? Dacă vreți. Cum să nu? Hai pisica mea. Faci de sud. Zii. Faci pisica mea. Stai că ea nici acum nu mi-a zis. Încă nu, zi, mai trebuie să vină spectacol. Și mai facem o dată. Părinte, cum nu mi-a zis? Hai, încă o dată. Hai, ne facem că n-a fost. Ce faci, pisica mea? Cum? Pisica mea. Pisica ta? A, pisica mea. Sper ca după noaptea lungă să nu uite să-i spună. Mă gândesc. Poftim? După noaptea lungă, acum, să nu uiți să-i spui. Nu uit. Deja bun. Este ceva interiorizat. Am spus că nu voi spune, nu voi folosi alinturi. Sau cum se spune, până când nu simt. Nu, dar uite, hai să-ți dau un exemplu și cu asta închei. La un moment dat, și în cunoașterea mea cu Cristina, eu am zis că nu sunt atât de importante lucrurile astea, dar după am ajuns la concluzia că chiar ai nevoie. Chiar sunt. Sincer, chiar ai nevoie de astfel de alinturi. Și fac foarte bine într-o relație. Câtă înțelepciune. Ca bărbat e foarte profund. E bune dacă nu e așa. Dar noi am început. Câtă înțelepciune. Nu. Pentru că îți dorești să fii mai alintant. Bun. Apropo de lucrurile importante. A venit? Bianca, Lorena, apropo de lucrurile importante, am un material. Cu noi două. După emisiunea de luni, vreți să vedeți? E de după emisiune. Cu băieții voștri. Ah, asta e altceva. Hai să vedem. Mă ții minte. Ce e acolo? Ce, mă? Bă, Ionuț! Pot să mă duc, pot să mă duc până în casa fetelor să-mi iau... Îi luăm noi! Să-mi iau votul, să-i bat obrazul mâine. Pot să mă duc? Hai! Eu vreau să-l iau ăla. Ce o să fac cu el? O să zic așa, mă iubește, nu mă iubește, știu că el până să... Ca să vedeți că eu chiar țin. Eu țin la lucrurile astea mărunte și mereu mă interesează. Și ea... M-am oprit special dimineața ca să iau. Uitați, eu pentru, și chiar și pentru lucrurile astea mărunte eu mă întorc în casa fetelor ca să le iau, fiindcă îmi pasă. Halal. Of. 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 Ce-ai făcut, mă? S-au firit floare. Dar de ce-l mai iei? Nu înțeleg. Mamă, vreau să fac cu tine așa. Mă iubește, mă iubește. Cred că se smulge din prima. Auzi, dar pe tine... Așa, da, auzi? Da, pe vorbim. Pe tine chiar nu te-a deranjat că tu ai dat un trandafir și arată în halul ăsta? Nu, frate, nu. Nu? Tu crezi că o să las un trandafir să mă... Depărtezi de asta, să mă supăr pe aia. Nu, da. Vezi că un gest contează. Nu, mă, și eu zic de mine că eu să mai uit tu. Eu chiar uit chestii. Și n-am cum să... Păi bun, dar ea îți spune că orice gest mic pentru ea contează. Păi și-a contat, pentru că am văzut că orice chestie... Ce a contat? Uite în ce hal arată. Radu, Florea. Nici nu mă mai pot uita la aceste imagini. Nu da, mai sigur. Sincer, mulțumesc, îmi pare rău pentru ce le-a întâmplat. Chiar m-am simțit vinovată și sunt gata să ofer toate argumentele necesare, că am uitat, că am avut o gală grea, că de obicei trandafiri erau în casă, dar noi concurenții știm pe unde ieșim. Ieșim pe acolo, pe la vot. Doar că eu mă simțeam vinovată pentru că eu ies prin casă că las lucruri acolo. Adică eu cumva aveam accesul la acei trandafiri, puteam să-mi amintesc. Și, sincer, eu nu, îmi pare rău că l-am uitat. Este normal să te deranjeze, dar vreau să spun și lui Radu că n-avea cum să arate altfel după o săptămână. Într-adevăr, ai foarte mare dreptate, dar la un moment dat când el ți-a oferit ție brelocul subtir și ți l-a dat doar să vezi doar tu chestia asta, ai fost foarte deranjată de lucrul ăsta. Și acum te întreb eu pe tine. Te gândești că poate el a știut cumva că tu nu
pețuri nu, 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 și nu. Poate de asta simți. Nu, Radu, în acel moment era vorba nu despre obiectul oferit sau floare oferită, pentru că sunt flori mici care le-am păstrat și sunt buchete care le-am aruncat imediat. Nu e vorba despre asta. Era vorba despre momentul în sine, momentul când dai un lucru, îi dai tu valoarea respectivă. În acel moment cu brelocul, cu el am clarificat situația. Cât despre trandafir, îmi pare foarte rău că l-am uitat. Până acum n-am mai uitat. Adică am uitat flori odată, dar nu am uitat de ale lui. Din contra, primul trandafir care el a intrat în casă, chiar îl păstrez în viața mea, n-am păstrat flori. De asta că nu o să las un trandafir să intervină între noi sau... Și un vot am păstrat de-a lui. Sau un breloc sau alea. Bun, dar nu e vorba despre obiect în sine, e vorba despre ce nu te face să simți. Nu înțeleg și pare rău. Uite, dau și un exemplu. Ce breloc? Radu zicea de un breloc. Când a fost cearta cu Robert și Mihaela, de-ați fost dumneavoastră la casă, eu când mâncam mici, m-am oprit din mâncat și eu încă la dans am vrut să-i dau un breloc. Am luat niște brelocuri care am gravat oarecum data noastră de când am fost la date și... Eu am păstrat unul, i-am dat unul. Și i-a zis, nu mi-l da acum, dă-mi-l mâine că avem motiv să ne vedem. Dar eu eram foarte entuziasmat să-l dau și vreau neapărat să-l vadă. Și când a fost vorba să vin la el în casă să mâncăm și mici când ne-ați trimis dumneavoastră, am zis, m-am oprit de mâncat și am zis, băi, nu, chiar vreau să-l dau. Eu chiar sunt nerăbdător să-l dau. Era numai puteam de nerăbdare să-l vadă, că era gravat și asta. Și m-am oprit de mâncat și m-am dus în fața ei și am spus, uite, m-am să-ți dau. Și probabil puteam să-l dau un alt moment, puteam să aștept să se termine discuția cu Robert și Mihaela, puteam să aștept să, nu știu, să fie spiritele mai calme. Dar am ales atunci, așa am simțit să fac să-l dau atunci și am înțeles pe ulterior. Unde-i greșeala, Radu? Greșeala cui? A Bianca-i cumva, că a uitat floarea acolo, i-a spus... Dar nu, brelocul, ai zis de breloc, care-i faza cu brelocul? Cumva că eu i-am spus de ce mi l-a dat atunci, pentru că e adevărat, eu l-am primit și apoi după ulterior, când ne-am așezat pe canapea, i-am zis, mi-l dai încă o dată. Hai să dăm momentul cum ar veni. Că n-am vrut să mi-l dea așa din picioare, mâncând mici. Voiam să-i dea o valoare. Da, dar el așa a simțit, el așa a simțit. Păi am acceptat asta. Păi bun, dar Radu, ești mai revoltat. Stai o secundă. Noi. Nu sunt revoltat, discutăm doar tema emisiunii. Tu cumva i-ai spus să-l ia înapoi și să ți-l ofere mâine. Da, și dacă așa nu. Mâine i-am spus prima oară când dansam, el voia să mi-l dea atunci, eu am zis că nu. Mâine, așa o să avem motiv să ne vedem. Apoi el iar a venit în casă când a fost situația cu Mici și atunci s-a întâmplat chestia asta. Adică mi l-a dat, nu că eu i-am spus să nu mi-l dea atunci, să mi-l dea mâine, că l-am luat în mână și am zis că na, dă-mi-l mâine. Și avea perfectă dreptate Bianca, puteam să profit de ocazia asta să mă văd a doua zi cu ea. Dar așa ai simțit, nu te simți învinovățat. Da, dar nici nu a greșit de ce cu ce a zis. Dar nu s-a simțit în niciun fel, nici eu. Noi am trecut deja peste, doar că na, s-a difuzat acum și te-am uitat. Vi s-a părut vouă ciudat? Radu, Laurențiu, vi s-a părut vouă ciudat? Mie, sincer, da. De ce? Pentru că Bianca trebuia să aprecieze doar simplu gest și emoțiile pe care le-a trăit în momentul în care i-a oferit atunci, pe loc, brelocul, fără nimic altceva. Chiar dacă era un trebuie să fie un moment. Adică de ce? Ba chiar Bianca putea a fost să un moment, un moment al vostru, doar voi doi. Nu eram doar voi doi, era casa plină de oameni, era scandal pe ecran, erau mici peste tot, era... Dar nu contează, nu? Contează unde sunteți, contează ce se întâmplă, contează... Eu dacă, într-adevăr, contează persoana și gestul pe care îl face. Am explicat foarte clar. Puteți să fiți și în mijlocul războiului, să mă ierte Dumnezeu. Și am explicat foarte clar, e momentul în sine și evaluarea pe care o dai unui obiect sau unui cadou. Este omul care îi dă valoarea. Și am înțeles faptul că s-a chinuit să-l graveze, nu, că ți-a luat ce-ți place ție, că e frumos, adică chiar contează, știi? Privește privilegia de ansamblu. E ca și cum mâncam mici și a zis, ia mă și tu un breloc, cam așa a fost asta. Cam așa s-a văzut în exterior. Că eu mâncam mici și a zis, ia mă. Depinde, uite, nu știm cum mimica ta, mimica feței tale, cum, poate chiar ai fost emoționat. Bianca. Putea să se întâmple ceartă pe conexiune, putea să se întâmple, nu știu, putea să fiți într-o piață, putea să fiți pe un pod, putea să fiți oriunde. Îți dădea pentru că a simțit. Și eu l-am acceptat. Dar tu n-ai simțit. Eu l-am acceptat, nu l-am refuzat, l-am acceptat. Am zis, am spus, ce drăguț, am apreciat. După s-au început tot felul de discuții, am zis, hai pe canapea, să mergem pe canapea. Și când am mers pe canapea, i-am explicat cum sunt eu, cum este caracterul meu, ca să mă cunoască și să înțeleagă. Cum îți place ție. Da, ca anumite lucruri, chiar dacă nu-mi plac mie sau pentru cineva sunt mărunte, pentru mine contează omul și valoarea pe care eu o ofer, atâta tot. Și noi am discutat asta și am rezolvat-o. Nu contează unde ești, ce se întâmplă. Nu contează asta, contează valoarea pe care eu dai, pot să-mi aduc
aduci. Și am spus și lui, cel mai mare buchet din lume, dar dacă îmi dai cu buchetul ăla în cap, nu o să-mi placă. Bun, toate lucrurile sunt bine între tine și Bianca și confirmă asta oriunde, hotel, Pitești, etc. Dar la hotel, chestiile astea s-au durat și floarea, și brelocul, și camera roșie. Și camera roșie. Ce cu camera? Faptul că te-a deranjat pe tine situația aia, deranjul tău. Că nu te-a întrebat pe tine nimic, da, da, da. Și așa mai începe să aveți niște discuții. Da. Oarecum, Ionuț nu e, nu știu cum să zic, e într-o poziție așa mai precaut. E mai precaut. Deloc precaut. Părerea mea. Nu înțeleg. Vrei să ne spui ceva, Antoni, de fapt? Părerea mea... Eu nu simte că se răcesc lucrurile. Te apucai să zici ceva de la hotel, nu știu, așa... Da. Ce s-a întâmplat la hotel? Am stat cu el la masă și toate bune între el și Bianca și chiar toate bune, dar și bune și normal într-o relație să fie discuție. Până la urmă, dacă n-ar fi discuție, ar însemna că persoanele nu țin unul la celălalt, dacă n-ar fi deranjuri. Treci la subiect. Dar părea și el conștient de faptul că încep să fie niște discuții. Ce discuții? De adun. Asta cu locuri, trandafir, camera roșie. Păi și astea-s discuții. El așa mă cunoaște. El așa mă cunoaște. Ionuț pare afectat de ceea ce se întâmplă aici în casă? La hotel. Pare un pic îngrijorat. Antoni mi-a spus că, cumva, Ionuț crede că lucrurile se răcesc între el și Bianca. Dar îi spuneam... Asta a spus Ionuț? Da. Nu a spus Ionuț așa. Nu? Dacă astea a spus cuvintele mele, este... Nu, Ionuț n-a spus așa, nu dar... Spus acolo. Nu vezi atunci de ce spui, dacă n-ai... Indirect! Nu, asta e părerea lui. Indirect, așa consideră el. Indirect, așa da, înțeles. Și ți-ai fondat părerea asta pe bază la ce? Dar i-am spus-o în față și Ionuț nu m-a contrazis. Bun, ți-ai fondat părerea asta în urma discuției pe care ai avut-o la masă? Și expresiile faciale pe care le avea în timp ce vorbea. Dar am avut niște zile foarte tensionate și normal, eu la masă și stau așa, eu de multe ori stau și sunt trist la ce s-a întâmplat și am văzut-o și pe Bianca. Normal că am avut niște zile în care n-am putut să fiu fericit la masă la astea. Tu ai spus lui ca și cum că simți că vă răciți și el a confirmat? Eu am încercat să-i dau un sfat lui Ionuț, sfat prietenesc, că mă, când te văd așa afectat, singurul meu sfat ar fi să nu bagi mâna în foc. Și el a zis, dar eu nu bag mâna în foc pentru nimeni. Am zis așa, că nu bag mâna în foc pentru nimeni. Deci, Antoni, jur, pune acum. Jur că ai zis așa. Asta e invenție. Jur și nu... Am zis eu că nu bag mâna. Ce invenție, Robert? Tu nici nu erai acolo. Eu nu mi-aduc aminte să fie eram de hit acolo. Vreau să spun ceva. În primul rând, oamenii nu se răcesc în 4-5 ore. Dar tu nu poți să fii supărată pe el. Nu mă răcesc așa. Nu. Se răcesc în săptămâni, luni, ani. Oamenii se răcesc în 10 minute. Doar pentru o dispoziție. Doar pentru o discuție. Pentru discuții pe care le-am rezolvat pe moment, toate, puțin care s-a dus așa să spui tu că la hotel, că chestii din astea, adică discuțiile astea s-au stai rezolvat pe dacă moment, ei au avut, nu ai dacă cum să ai au avut Bianca, asta la hotel, pe el. Nu a niciun moment că tu sau el v-ați răcit unul de altul, numai că au început să fie discuții și poate lui Ionuț e frică de o eventuală răcire pe viitor. Dar nu am vorbit despre ce mi-e frică. Ionuț, dă-i pace, vreau să zic eu ție ceva, eu nu m-am răcit și nici nu am decât să mă răcesc. Nici nu m-am răcit și gata. Nu am de gust mare. Când era vorba de tine, că te-ai răcit tu. Ianca. Sunt doar răcită. Ianca. Răcim împreună. Nu era frică de tine că te vei răci tu. El vorbea despre Ionuț cumva, că e frică lui Ionuț, să nu te rog, nu te răci, o să te țin da, nu mă răcesc. Dați-ne date, Ionuț se răcește. Mi-e frică, doamna Andreea, și aș vrea să mă încălzească Bianca oarecum. Asta așa, înseamnă să fie femeie puternică lângă tine. Tu așa. Răcești, eu așa am înțeles. Nu răcesc, îl încălzesc imediat. Eu vreau să răcim împreună, doamna Andreea, să stăm amândoi. Rezolv imediat. Nu, în momentul de față sunt foarte bine cu Bianca și sunt foarte fericit cu Bianca. Ei, și simt că nu mă răcesc absolut deloc cu Bianca. Cred că asta vreau să zică și Andrei, că cumva e o discrepanță între ce zice aici și ce susține. Păi tocmai că e la hotel. Păi lasă-mă puțin să termin, te rog frumos. Păi nu râde, că ziceam și eu ceva și intervige. Antonia s-a încercat să zică că e o discrepanță cumva cât de cât între ce spui aici și afirm că sunteți bine, totul merge bine și la hotel cumva spui păi că nu pe alocuri... Hai să vorbim. Da, mă, lasă-te, da, Antonia sau nu pot. A spus-o pe acelea și nu s-a înțeles nimic. Sau nu și mie, mi-l-ai zis după ce a vorbit cu tine, gen. Păi ți l-a zis Antonia. Păi ce? M-ați auzit pe mine, gen, că am zis exact ce a zis Ionuț. Ți-a zis că nu bagă mâna în foc pentru mine. Nu, ți-am spus cum e el la hotel referitor la discuțiile pe care le-ați avut. Păi normal să deranjeze. Eu ți se pare că am fost ok. Uite, de exemplu, da, vreau să zic că nu Iulia, zice deranjul meu. De unde? Deci eu n-am fost ok. Unde să știu eu cum ești? Eu tot n-am fost ok. Mie mi-a fost foarte eu rău. Și în ciuda certurilor pe care le-am avut, eu lui Ionuț o să-i țin partea indiferent. Și încerc să-i fiu alături pentru că nu știu cum ești tu. Nu știu cum sunt ești. Sunt cea mai mișto pentru el. Bun, mă bucur. Okay. Am rezolvat. I-am spus și în emisiune ce deranjuri am avut. Că ea a stat singură în camera roșie, că a fost certul între ea și Mihaela, că eu m-am încertat cu Antonia, adică am avut toate motivele de nume să fiu supărat și să am o stare foarte proastă.
Nu știu dacă la asta se referă Antoni. Filar, nu știu, lasă-l să referă. Zic el. Și n-am înțeles, cine se răcește până la urmă? Dacă se răcea, dar dacă te răceai tu, ei fi spus imediat. Nu, că se răcesc lucrurile între ei, așa. Cumva Antoni crede că Ionut se răcește, dar nu spune, sau cum? Am și spus că atunci când a plecat Bianca, l-ai acasă. Pe care l-am făcut și eu cu Larisa. Tu te-ai răcit de Larisa? Adică era frică să-i spună ce simte ca să nu deranjezi. Eu l-am făcut pe Ionuț, sincer. Dar tu nu ai de unde să-l vezi, că tu-l vezi decât aici. Eu am avut o discuție între patru ochi. Că nu-i vorba dacă vezi tu sau nu. Am avut o discuție mai profundă. Zilele trecute când ne-am certat, după ce am ajuns la hotel, le-am zis, bă, îmi pare rău și mie. Deci după ce v-ați certat, el s-a deschis ție, ți-a spus omului. Și-au cerut scuze ca băieții că nu au avut o ceartă. I-a zis că mă răcesc de Bianca, dar mă apropie de tine. Hai să zic, Bianca, cearta aia între mine și Ionuț chiar a fost neexistentă. Adică eu și cu Ionuț am fost după cearta aia. Deci de ce era afectat atunci Ionuț? Dacă nu de asta. Că el era afectat, de asta noi nu ne-am putut drăgălăși din cauza ta. Acum a zis și Ionuț al tău că după cearta a fost ok. Bun, Ionuț, i-ai dat de înțeles ceva? I-ai spus că ești îngândurat? Eram îngândurat de faptul că am și spus în emisiunea a doua zi, sau când am spus, că eu n-am reușit să o împac pe Bianca. De la stare care avea, nici eu aveam o stare de nașpa și avea o stare de nașpa și n-am reușit eu prin faptele mele să o fac să se simte mai bine și a plecat la fel cum a venit, supărată. Bun. Și de asta eram și foarte îngândurat, adică mi-a zis eu, bă, dar eu n-am putut eu să fac ceva să... Eu țin minte că discuția așa era altfel, cumva că acum că ei sunt cuplu nu mai au timp să se vadă, nu mai își dau prea multă importanță și că cumva lucrurile se răcesc între ei, eu așa am înțeles la Antoni. Adică? Adică ce legătură are cuplu cu acela? Spus, ca și cuplu. Oamenii cu... se răcesc și fără cuplu. Păi Antoni să ne zică că dacă la Antoni a spus la mai am o situație asemănătoare. Într-o gală, Bianca a zis, cu gala cu trandafirul, Bianca a zis că nu se simte bine și n-a dat motive de ce nu se simte bine. Și pe Ionuț l-a pus pe gânduri treaba asta, dar și mai mult l-a pus pe gânduri faptul că de ce nu i-ar fi spus Bianca lui treaba asta. I-am spus, când făceam poze și când am făcut video, Robert filma acel TikTok, i-am spus lui Ionuț care a fost problema. Era privat Ionuț, între mine și el. Ionuț mie nu mi-a zis așa ceva. Nu are dreptul să-ți spună ție așa ceva. Este TikTok-ul. Mie Ionuț la hotel mi-a spus că nu știu ce a avut Bianca azi. Eu l-am rugat pe Robert să ne filmeze în timp ce dansăm și TikTok-ul, sincer, Robert l-a filmat rău. Acum ești de vină. Acum sunt de vină. În schimb, am avut ocazia să-i spun o chestie care m-a deranjat și atât. La el. Că am filmat greșit. Nu-i vorba de el, este o chestie care s-a implementat în capul meu referitor la dubiile mele de legat intrarea de lui aici în casă. De intrarea lui aici în casă? Da. Și de scopurile am vorbit, legat că de fostele mele relații, mai multe chestii care... Mai exact. Am vorbit-o chiar ieri, dacă nu mă înșel, la fete în casă. Da, eu o să zic, Ionuț, de încolo. Da. La primul nostru date, Ionuț, într-un context în care eu am spus că mă feresc de oamenii violenți, mi-a spus că și el, la rândul lui, nu ar face nimic rău la o femeie, pentru că el o apreciază foarte mult pe mama lui și chiar i-a dedicat o piesă. Acest lucru m-a lăsat cu gura deschisă și zic, cum tu ai putut să nu cânti în emisiune, să nu ne spui că ești cântăreț sau că îți place să cânti? El a spus că el a venit special pentru mine și că nu are nevoie de niciun fel de afirmație și nu o să-și facă reclamă aici în emisiune cu canalul respectiv de YouTube. După ceva timp, în seara înainte de acea gală, a ieșit pe post episodul în care Ionuț cânta. Eu n-am știut că Ionuț a cântat aici în emisiune. Și apoi, în acea seară, el a făcut și live. Și pe acel live și-a făcut publicitate canalului respectiv de YouTube. Și a postat și pe Instagram pagina lui de YouTube. Chestie care mi-a spus că nu o va face în emisiune pentru că el a venit pentru mine, chiar dacă eu am insistat. Eu am zis, Ionuț, ar trebui să fructifici chestia asta. Dacă este un talent, poți scrie o poezie și chestiile astea. Când ai zis? Lui am zis. Când? În la privat. Date. Unde, la date? La date, așa. La primul și s-a filmat. Deci, ce ziceam? A fost, s-a întâmplat chestia asta. Și te-a pus pe gânduri. Nu, păi era noaptea. Asta a fost seara când el a postat. A doua zi, el a venit aici, îmbrăcat în negru, cu cămașa până la buric, deschisă. Și niciodată nu l-am văzut așa. Și eu i-am spus, când era și Robert și ne filma, să nu mai vii niciodată așa. Să nu mai vii cu cămașa deschisă așa, pentru că mi s-a părut un alt om. Eu nu l-am văzut niciodată pe el așa și m-am gândit în capul meu, ia stai să vezi artistul, că o dat și o făcut și își face și reclamă și așa, și să vezi cum mă face pe mine în tot felul și eu m-am îndrăgostit. Asta era ideea și am spus. Și atât.
Eu am explicat că n-a fost așa și totul e bine. Și mi-a fost în acea gală așa. Și n-am mai vrut nici trandafir, nici nimic. Nu vreau nimic de la... Păi și din cauza gândurilor tale... El poate s-a simțit bine cu cămașa, așa. Păi, cauza gândurilor tale. Mi-a spus că el experimentează cu stilurile. Mi-a spus în timpul dansului. Din cauza gândurilor tale, ai zis, ia închideți tu cămașa. Nu mai dai seama că nu o să mai poartă așa niciodată. Bravo. Clar, foarte dacă... bine. Ascultător. Pentru că eu vreau lângă mine un băiat care să aibă clasă și stil. Păi bun, dar nu-l modela cum îți dorești tu să îmbrace. Eu dacă... nu-l modelez, el a încercat. Pe mine mă îndrețează ca Bianca să mă vadă frumos. Dacă Bianca mă vede mai frumos cu cămașa mai închisă, așa o să mă îmbrac. Pentru că păi mi-a zis doar părerea Biancăi. Adică singurul designer de mod e cel care se ocupă toată lumea de aici. Nu, dacă cred că ești în măsură ca să spui cum îi stă bine. Sau... îmi place foarte mult. El când a intrat în emisiune, sigur l-a văzut cineva și nu i-a zis nimic. E un stil pe care el nu l-a abordat în emisiune până atunci. Eu văzându-l diferit, mi-am făcut întrebări. Nu scuze că ai putat așa. Da, mi-a și cerut. Așa. Ce legătură are? E vorba de un dubiu pe care l-am avut de autenticitatea lui. Și i-am spus de asta, că îmi doresc lângă mine o persoană autentică care să nu copie pe nimeni și să nu facă nimic din ceea ce spun alții. Pe cine ai crezut că copie? Păi da, da. Pe artiștii de muzică de pe YouTube. Păi cum, că acolo avem și, de vreun artist, avem și Pavarotti acolo. Da, Țancă. Nu, la modul care, de muzică, care el fac, să zicem, ghilimele sau rap sau ce se face. Ce crezi, care cântare după ce pleacă de aici? Da, seamănă un pic cu Sorin Puștiu, așa. Am înțeles. Nu e vorba de asta, e vorba, v-am spus. Aveam dubile astea seara legate de chestia asta și apoi vine o persoană total diferită în gală. Da. Bun. A sosit momentul... să zic stop vot. Vom număra voturile voastre și vă voi anunța favoritul din această săptămână. Totodată aș vrea să le reamintesc telespectatorilor faptul că emisiunea Casa Iubirii este o emisiune înregistrată. De aceea există un decalaj între momentul înregistrării edițiilor cu cel al difuzării lor. Vă mulțumim pentru că îi votați pe acești tineri. Vă mulțumim pentru că stați cu ochii pe noi și vă rog să consultați regulamentul emisiunii pe www.canalde.ro. Cine este favoritul în această săptămână? La cum s-a îmbrăcat Radu? Colora. În această săptămână, concurentul care a strâns cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, concurentul care va primi cecul în valoare de 5.000 de lei, care va avea imunitate în această gală și, bineînțeles, va primi titlul de favorit al săptămânii este... Cele mai bune povești de dragoste se urmăresc de pe canapeaua ta. Euromobila, sponsor oficial Casa Iubirii. Concurentul care va primi cecul în valoare de 5.000 de lei, care va avea imunitate în această gală și, bineînțeles, va primi titlul de favorit al săptămânii, este... Radu. Strâng pantofii, felicitări. Mulțumesc din suflet, am febră musculară de la sală. Ce drăguț. Mulțumesc din suflet învingătorilor, vă pup, vă iubesc și este a nu știu câta oară care se întâmplă chestia asta și mi-a dat curaj maxim și îmi dă în continuare și pentru că știu că sunteți alături de mine, mă face să radiez de bucurie. Mulțumesc din suflet.
Bun. Că v-ați dorit sau nu, această gală este o gală fără eliminare. Dar de votat tot votați, mai exact liderii, pentru săptămâna ce urmează. Vlada o să-și păstreze imunitatea pentru gala următoare. Gândiți-vă pe cine vreți să numiți lider pentru săptămâna viitoare. Și bineînțeles, cui îi oferiți imunitate. Mergeți la vot, dar nu înainte de a le spune telespectatorilor start vot! Vă puteți vota în continuare favoriți. Începem cu Lorena. Te rog. Așa un pic rău, dar votul meu merge pentru Laurențiu, pentru că îmi doresc să rămână în continuare alături de mine în Casa Iubirii. Chiar merită. Nu doar pentru că e iubitul meu. Chiar merită ca și om. O să-l votez pe Robert pentru că mereu îmi ia apărarea în casa băieților și cred că merită să fie lider. Votez la Orange pentru că mi-a cerut-o Lorena. Vlada. Vreau să văd ce poate. Ce gândește și de ea. Ce? Când n-am făcut nimica. Da. Eu nu m-am uitat, m-a anunțat mama. Ai ajuns la final, exact după ce ajunsese sus. La jumătate am ajuns. Nu, ai ajuns la final, da. După ce a ajuns sus. Dar a ajuns sus, nu mai are nevoie de ajutor. Și când coboară? Coboară mai ușor. Pentru că mă înțeleg foarte bine cu Lau și că am înțeles destul de bine în casă.
Logic. Îi mulțumesc prin acest vot. Mica datoria colegului meu. Astăzi votez Bianca. Este iubita mea frumoasă. Și așa o să votez până la final. Eu lângă ea, nimeni altcineva. Pisica mea. Ionuț, mi-aduci voturile, te rog? Le aduceam eu, frate, dacă știam. Importante? Foarte importante. Și multe inimioare, ia uite. Așa lipitură bună nu am mai văzut în viața mea. Este strategică. O gală neașteptat de frumoasă. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături până la această oră. Vă invit să ne fiți alături într-o nouă săptămână. De mâine, de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Să aveți o seară minunată. La revedere! Observa că te-au blocat, Giulia. Nu. L-ai blocat? Oh my God! Giulia, Cosmin, voi doi cum sunteți după gală? Că ați nu avut niște... suntem, nu există un Giulia Cosmin și nu suntem. Scuze-ne pe noi. Dacă aș fi zis Giulia, nu era bine că oricum terminasem cu ea. Dacă ziceam Catinca... Ce-ai terminat? Că n-ai început, n-ai să așa. Dacă încep cu de astea, Cristina, sincer, nu, nici nu mai vreau să vorbesc. Ai scuze. Dacă nu sunt înțeles sau măcar să... Păi cum vrei să fii înțeles dacă tu astăzi ești cu Giulia, mâine îi dai speranțe Catinca, după care spui de Lorena? Cum vrei să fii înțeles? Nu mai repet, ai gafat-o cel mai rău când ai mai acuzat cam pe cineva afară, când m-ai acuzat cu o persoană că am chemat-o la casa iubirii, când am chemat-o. Robert, Mihaela, despre ce ați vorbit voi în grădină?